Bună seara, suntem în vastele studiouri Radio 7, suntem live pe radio, suntem în aer cum ar veni, suntem și live pe Facebook pe canalul radioului și suntem live și pe canalul meu personal de YouTube care se numește 13TV, care are o siglă cu pisică și la care vă aștept cu un sub subscribe. Mai mult decât atât, suntem între 1 și 8 martie și astăzi a venit la noi. Catalina, Manole, bine ai venit! Bine v-am găsit, bună seara! Să mai punem oareși ce ordine în dezordinea amoroasă care ne animă viețile tuturor. Știi că la antici Eros sau Cupidon erau considerați zei malefici, care în momentul în care trăgeau cu săgețile lor otrăvite, încurcau viețile oamenilor. Păi le încurcă într-un fel, dacă nu ții cont de ce ți se întâmplă, nu ți analizezi un pic sentimentele, cam te încurcă. Vreau înainte să, să intrăm în discuție, stai așa puțin. Filmez Bogdan, da? O să-ți dau un mărțișor, uite am mărțișor. Ah. Oh, ce mulțumesc, mulțumesc, Măcire. mulțumesc. Uite ce frumos, da. Mulțumesc. Așadar. Mulțumesc. Tu ești din Iași, nu? Nu, în ea și am terminat facultatea acum șase ani. Ok. Da. Pentru că aveam o, o discuție săptămâna trecută cu doi prieteni, scritorul Vasire Ernu și uh, Vlad Bolocan, care este fost jurnalist și antreprenor și care sunt moldoveni din Republica Moldova și întotdeauna vorbim despre Moldova în general, nu numai despre Republică, am ajuns la concluzia că femeile de acolo sunt foarte frumoase. Uh, și nu știu ce mutație genetică se întâmplă Dar lucrurile stau tocmai în zona asta țării Tocmai de aia te-am întrebat uh, Îți mulțumesc, că stau eu ca pe un compliment Adică, unul din motivele pentru care ai venit aici Este că eu am vrut să subliniez acest aspect al lui uh, Să-ți <laughs> sună telefonul, ok? Așa Bun, uh, Măi, tu ai un canal YouTube În care uh, ții diverse... În care dezbat, dezbatem Desbagi. diverse teme legate de relațiile de cuplu, da. M-am uitat pe el. Ok. Uh, mi s-a părut foarte drăguț că încerci să aplici sau să vorbești de niște principii care ar trebui să fie universal valabile. Mm -hmm. Și care... Cred că primul lucru care mi-a sărit în ochi uh, este că că ai avut la fiecare poveste aproape și cât un dislike cel puțin. Și mă gândeam, zic, băi, cine Dumnezeu dă dislike? Odată trebuie să te, să te întreb, uh, că ți, -a, ți arată YouTube, dacă te-ai uitat, publicul tău preponderent este de femei sau de bărbați? Uh, e cumva, oscilează de la o temă la alta, dar în principiu sunt uh, cam jumătate și jumătate dar ți am zis oscilează de la o temă la alta, că sunt teme care sunt mai mult pentru bărbați, adică adresate mai mult bărbaților și sunt teme care sunt adresate mai mult femeilor și sunt și teme comune, cum ar veni? Instagramul, Tumblr și așa mai departe sunt de obicei pentru femei. Da. YouTube-ul de obicei este pentru bărbați, sau majoritatea, conform statisticilor, majoritatea oamenilor, majoritatea bărbaților stau pe YouTube pentru că acolo găsesc o grămadă de chestii de făcut, tocmai de asta te-am întrebat unul la unul doi la mână, mi-este foarte greu să cred că un bărbat ți-a dislike. Deci așa ceva, mintea mea nu poate să conceapă. Din păcate nu pot să știi cine ți dă dislike. Știu, Aș fi și eu curioasă, dar probabil dau dislike persoanele care nu sunt de acord cu temele respective sau care, nu știu, nu le-a plăcut ceva din contextul clipului, pur și simplu, nu e de acord, dislike, sau poate nu-i place de persoana care prezintă. Adică bănuiesc în primul rând că bărbații care se uită la, la ce vorbești tu acolo, odată se uită la tine, bănuiesc că și femeile fac la fel, pentru că femeile se uită infinit mai atent, cred, la cum ești îmbrăcată, la ce spui, la ce vorbești. Cumva am încercat pe cât posibil să fac canalul de YouTube strict pentru a face oamenii să înțeleagă cât mai bine ce înseamnă o relație de cuplu. Acum că ei se uită și la cum ești îmbrăcat, și la cum vorbești, și la cum arăți, e problema fiecăruia, dar încerc pe cât posibil să mă acces pe relațiile de cuplu, pe tot ce înseamnă o relație de cuplu, pentru a ajuta oamenii atât să înțeleagă cât și să integreze partea asta în viața noastră și să ne facem viața așa mai ușoară, pentru că majoritatea ajungem mai devreme sau mai târziu să suferim în relațiile noastre de cuplu și tocmai de aceea mă gândesc că vin în întâmpinare nevoilor noastre. De când am început această emisiune și am început să o promovez și pe canalele de uh, social media, ok? Am ajuns la concluzia că există tot soiul de oameni din diverse categorii sociale. Așa care la un moment dat, cu, cu, cu siguranță mult mai puțin cu mine decât cu tine, simt nevoia să, să reacționeze. Lucrurile au mers până acolo încât un domn a simțit nevoia dimineața la cafea să-mi trimită propria sa erecție. Da, oh. pur și simplu am, am primit oh. această poză. Băi, dar de unde până unde? Că nu am lăsat nimic să trădeze cum că... <laughs> <laughs> înțeleg? Da. Tu ai primit? Primești de astea? Adică mă gândesc că eu îți cunosc și îți urmăresc profilul public, da? Să știi că nu primesc poze de genul ăsta, adică, dacă s-a întâmplat, dar foarte rar, adică, nu știu, o poză la un an, ceva de genul, dar mm -hmm. nu, nu, nu că zic oamenii că te plac, că apreciază ce faci, că ești frumoasă, că vorbești nu știu cum. Asta da, dar poze așa explicite, nu. Ceva, ceva ți-a scăpat Silviu pe acolo, nu da, știu. Da, cine știe ce Dumnezeu fi spus, în fine. Dar n au fost... Care e cea mai ciudată chestie pe care ți-a scris-o cineva? Din asta cu declarațiile astea de dragoste către persoane pe care nu le cunoști, adică să-mi zică cineva că mă iubește, că... adică nu înțeleg scopul, acum înțelegând și mai bine relațiile de cuplu pentru că mă ocup și de partea asta, chiar n-are sens să trimiți așa ceva cuiva cu care n-ai interacționat niciodată, dar niciodată. Adică ți-e greu să spui te iubesc și omului de lângă tine, partenerului de viață, părinților, fraților și așa mai departe, prietenilor. Dar îmi să faci o declarație de dragoste către o persoană pe care n-ai întâlnit-o. Adică bazată pe ce? Da, oamenii au considerente estetice, probabil, în primul rând și, în al doilea rând, știi, vorbești la 100 de oameni, fiecare o să, să, o să încaseze, da? E corect ce spui tu prin propriile sale da. filtre și atunci da. dacă lui se pare că i cumva sprânceana la un moment dat, vorbesc da. de un eventual el, gata. Exact, da. Trebuie să fie nevasta mea, trebuie să știe să gătească, să stea la cratiță. Să... Da, nu. Fiecare, cum ai zis și tu, prin propriile filtre, scanează și așa mai departe. Adică nu trebuie să luăm lucrurile personal că... No. Fii atent aici. <coughs> Sunt. Este un exercițiu pe care îl tot fac de ceva vreme în emisiunea asta și aș vrea să ne imaginăm următorul context. Următorul context fiind suntem peste 200 de ani okay. de acum încolo. Bun. Cineva găsește emisiunea pe care o înregistrăm noi aici pe YouTube așa. și își face o părere despre una cât se poate de reală așa. despre cum mai funcționează uh, problema cu amorul în, hai să zicem, așa zisă societate modernă care trece prin tot soiul de schimbări. Așa. Și cum mai stau lucrurile în momentul de față. un moment în care rata divorțurilor este una foarte mare... Așa. În momentele în care pot să-ți confirm eu după 40 de ani, încep niște probleme. Unii spun că începe viața și că ce ai făcut până atunci este repetiție, ok? Ok. Uh, și, da, vreau să, să rămână cu concluzia asta. Uh, deci, concluzia e care e realitatea relațiilor de. Deci da, cu cum mai stau lucrurile, lucrurile da? Lucrurile, din punctul meu de vedere, stau uh, în funcție de cât de mult lucrezi tu la ceea ce îți dorești să obții. <laughs> Ce înseamnă asta? Exact ca la școală, știi să ne luăm la, să ne gândim la relație de cuplu ca la un proiect la care lucrezi. Dacă tu te gândești să ți faci o casă, da? Și construiești bine temelia, pereții, acoperișul și așa mai departe, casa este de durată, da? Fundația. Fundația, nu știu mm -hmm. cum se numește, nu prea mă pricepe la construcții. Dar ai o casă frumoasă, ai construit-o, ai depus efort, ți-ai depus acolo sentimentele, emoțiile, tot ce vrei tu, da? Ca să iasă ce ți-ai dorit tu, proiectul vieții tale, casa în care te simți bine, în care te simți ca acasă, să zic așa. Ai construit casa asta și o lași așa, nu mai faci nimic, o vezi nouă frumoasă și nu mai faci absolut nimic la ea. Ce se întâmplă în 5 ani? În 10 ani? În 20 de ani? În 30 de ani? Dacă păi, nu mai faci spun nimic. eu că dacă ești fumător se pune foarte mult fum pe la colțuri, da, clar. Ok începe să scărți o ușă, cade o clanță, se strică chiuveta. Da, se mai înfundă. Se da. înfundă chiuveta, nu știu, cada, dușul meu, toate chestiile încep să se strice, nu? Adică încep să se deterioreze în timp. Exact așa sunt și relațiile de cuplu. Ai o relație de trezești, întâlnești persoana asta fain, dacă îți place din toate punctele de vedere, da? La început totul e roz fluturași în stomac, norișori, alergat pe câmpicul inimioare și așa mai departe. E cum se spune că dragostea durează 5 ani? Din punctul de vedere al specialiștilor, dragostea durează 2 ani. Și zic și de ce imediat. Nu 5, nu 10. Și dacă vorbim de dragoste, ca să stabilim clar termenii, vorbim de îndrăgosteală și nu de iubire. Da, corect. De okay. îndrăgosteală. Și o să -ți zic imediat și de ce nu e bine să... Ți-asumi relație, adică să-ți asumi că zorești să fii cu persoana respectivă până la adânci bătrâneți, decât după ce a trecut faza asta de îndrăgosteală, pentru că în momentul în care tu ești îndrăgostiți, e foarte greu să vezi persoana exact așa cum este. Tu o vezi prin filtrele tale, adică prin ce-ți-ai dorit tu ca ea să fie. Și mai e și ideea că, în prima fază, în momentul în care suntem îndrăgostiți, purtăm tot felul de măști pentru a-l face pe celălalt să creadă că suntem uh, extraordinar. Exact, da, da mm -hmm. să fim cât mai buni, cât mai frumoși, cât mai, cât mai. Și abia după ce trece faza asta de îndrăgosteală, încet, încet, încep să cadă măștile, încet, încep să iasă la suprafață toate tiparele noastre de atașament. Mai miros ciorapii, mai toate da. Toate fricile, mm. da. Și abia atunci putem să construim ceva care să fie de durată. În faza de îndrăgosteală, pur și simplu, fluturai și în stomac, că eu te vreau, tu mă vrei și aia a fost, știi? Și oamenii se sperie că de ce ne despărțim? Ne despărțim pentru că îndrăgosteala asta se lasă așa la fund, se estompează și începe să apară realitatea de zi cu zi. Și în momentul în care îl vezi pe celălalt exact așa cum este, s-ar putea să nu-ți placă atât de mult ceea ce vezi, sau, din potrivă, s-ar putea să fii genul de persoană care să caute doar faza de îndrăgosteală în relații. De asta foarte multe relații se uh, destram, așa, după primii doi ani, să zic. Și mai e ideea că, din punct de vedere anatomic, să zic așa, omul e programat să fie împreună cu partenerul până când copilul, dacă... Așa e. Uh -huh. Devine adult de și... Nu devine adult, devine cât de cât independent. Adică până pe la vârsta de 2 ani, când începe să meargă singur, să se hrănească singur, știi? Adică nu mai este atât de dependent de ambii părinți. Și de asta persoanele sunt făcute să stea cam 2 ani împreună în faza asta de îndrăgosteală, până când ar fi vârsta la care copilul să devină din ce în ce mai independent. Pentru că dacă te gândești la animale, animalele devin foarte repede independente. Adică un cățel după două săptămâni deja vede, mănâncă singur, merge singur și adică au mult mai puțină nevoie de atenția asta pe care are un copil ca să se dezvolte. Da. Eu îți spun cum stau lucrurile la 40 plus, pentru că aici este specialitatea mea acum. La 40 plus lucrurile stau mult mai raf. Așa. Prin aceea că majoritatea masculilor și vorbesc de ăștia singuri, Așa fac pă dracu patru să ceară atenție în toate felurile să, și să Se... atragă ceea ce ochii mei cumva e o categorie din care fac parte, altfel uh, ne face puțin puieril sau cel puțin puieril și caragioși. Pe de o parte. Pe de altă parte mă uit la femei. Femeile peste 40 de ani cred că majoritatea sunt mult mai uh, nu-și găsesc, nu găsesc locul dacă nu au apucat să facă un copil. Este fix opinia mea. Uh, sau este senzația pe care am încasat-o eu observându-le. Dacă nu au apucat să facă un copil ceea ce nu le-a dat o menire în viață, bineînțeles nu e obligatorie și poți să faci multe alte chestii, inclusiv să fii butil cetății în, în, da, în diferite forme. Dar dacă n-ai făcut treaba asta, femeile de obicei au un soi de, de tristețe profundă și trebuie să-și găsesc tot soiul de activități care să le, să le, dea, să le dea oareși se... ce satisfacție. Palitate, da? Da? Plus, cred, mai sunt și niște probleme chimice care se tot schimbă în organismul nostru. Pe de o parte. <laughs> Am înțeles la ce te referi. <laughs> pe de altă parte, cred că ok, este absolut subiectiv, promiscuitate sexuală, cum găsești de la 40 plus, nu prea găsești mai jos de atât. Am de am 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 ambele azi. sexe. Asta nu presupune că te face fericit și că îți umple anumite goluri, acele goluri spirituale. În niciun caz, de pildă a doua zi, s-ar putea să nu fie deloc ok cu tine. Dar există această promiscuitate sexuală care ea se întâmplă și care în momentul, de, în momentul ăla, bineînțeles, este fantastică din toate punctele de vedere, dar nu ne rezolvă problemele. Uh, da, vis-a-vis -vis de ce ziceai tu, uh, chestia asta că alergăm în, în a avea cât mai multe relații sexuale, dar nu neapărat asta. Alergăm și în a fi cât mai, nu știu, în a ieși cât mai mult în evidență la locul de muncă, în a, ne încărca cu tot felul de activități. Zicea cineva că facem toate lucrurile acestea pentru a fugi de adevărata întrebare, care e de fapt, care e menirea noastră pe pământ. De ce am venit, de ce ne-am încarnat în, în lumea asta în care suntem? Și pentru că nu ne găsim sensul, nu știm să ne răspundem la întrebarea asta, căutăm tot felul de activități care, după cum ai zis tu, au menirea de a ne umple golul ăsta sufletesc pe care îl avem, dar care în cele din urmă se dovedesc a fi nu foarte de folos. Pe termen scurt acum, să nu fim ipocriți cred că Eu cel puțin Asta apare, cum ai zis tu, la 40 de ani Unul la mână pentru că N-ai făcut tot ce ți-ai fi dorit Tu până la vârsta asta Sau poate nu ești unde ți-ai fi dorit Sau poate nu ți-ai răspuns la întrebările pe care Toți le-ai pus de-a lungul timpului Și tot cauți să-ți găsești înlocuitori Suplimente, ca să zic așa Cum îți dai seama că El e alesul Sau ea e alesa? A aleasa Păi... Eu știu cum te prinde în dragostea la că, na, mi s-a <laughs> întâmplat, mi s-a întâmplat și mie de câteva ori. Ne merg cu de Cupidon, avut cu grijă. Asta. Cum îți dai seama că el sau ea e alesul aleasa? În primul rând, mai e ideea asta, că ne găsim jumătate, știi cum e. Da, lumea vorbește de un anumit tip de conexiune care se face între două persoane. Da, dar conexiunea asta există în primul rând datorită atracției. Trebuie să existe chimie. Câmpul trație, energetic. Da, între două persoane mm -hmm. ca ele să dea curs unei viitoare relații. În primul rând, trebuie să ai atracție față de persoana cu care vrei tu să formezi o relație. Apoi, pe lângă atracție, de asta e important. Există chimie între voi, dar pe lângă chimia asta trebuie să poți să colaborezi cu persoana asta pe termen lung. Pentru că degeaba sexul pe care îl avem noi este, nu știu, Fantastic, Fantastic, ok. nu poate întâmpla. Da. da. Excepțional. Dacă noi, pe termen lung, nu avem țeluri comune, nu avem scopuri comune, nu avem o viziune asupra vieții comune, adică relația nu se rămână decât la stadiu ăsta de a face sex împreună și parteneri foarte buni de sex, dar care, pe termen lung, nu funcționează ca și cuplu. De asta zic. Pentru ca uh, cineva să formeze o relație cu altcineva, pe termen lung, ca doi parteneri să aibă o relație. Bună, sănătoasă pe termen lung, e nevoie să aibă mai multe ingrediente. Trebuie să ai chimia asta, atracția, curiozitatea față de persoana de care te îndrăgostești, apoi să vezi dacă te potrivești cu ea pe termen lung. Dacă. Uite, de exemplu, să ne gândim. Eu nu-mi doresc copii, da? Și mă simt atrasă de Silviu, de tine, da? Sexul dintre noi e super fantastic, dar tu îți dorești să ai o familie numeroasă, nu știu, până la 50 de ani. Vrei să ai copii, nepoți, stră nepoți și hei, nu știu eu ce să-ți ducă ție e genetic mm -hmm. mai departe cum ne completăm noi din punctul ăsta de vedere? Adică pe termen lung ce facem? Ce soluție găsești tu? Noi ne dorim să fim într-o relație, dar eu nu-mi doresc copii. De opii. obicei se întâmplă invers, nu. Da. O fine, cum o fi? Da. Dar ce faci când apare un obstacol de genul ăsta care e destul de semnificativ? Adică... Nu e tot timpul treabă de negociere, chiar și mai, sau mai ales în relațiile astea de cuplu? Eu asta zic că trebuie să nu ne lăsăm purtați de îndrăgostea la aia. Ok, da, te-ai îndrăgostit, dar poți să te îndrăgostești sau să te simți atras de foarte multe persoane de-a lungul vieții. Adică nu e o singură persoană față de care eu mă simt atrasă, nu? Există N persoane față de care simt atracție. Dar pe lângă atracția asta pe care o simt, eu trebuie să mă gândesc apoi pot să construiesc omul ăsta pe termen lung, ce îmi doresc eu, cred că asta e cel mai important, să știu ce îmi doresc eu de la un partener pe termen lung și abia de aici să-mi trag concluziile de care am nevoie și să nu mă arunc așa cu capul înainte pentru că vezi, Doamne, m-am îndrăgostit, da, ok, te-ai îndrăgostit, dar ia-ți și creierașul cu tine și procesează un pic tot, tot ce ți se întâmplă. Și că e plin internetul de meme-uri cu cu o inimă bușită care n-a ascultat de creier. Da, dar nu e vorba că trebuie să asculți de creier, dar cât să vezi dacă te potrivești cu omul respectiv pe termen lung. Pentru că ne aruncăm cu capul înainte de la început, și zicem gata, suntem îndrăgostiți, asta a fost și pe termen lung vedem că unul este, de exemplu, eu sunt introvertită, el este super extrovertit. La început ni se pare atractiv, știi? Mamă, uite-l pe băiatul rău îl place toată lumea, la spiritul Petrecei. trebuie să vorbim și de bad boy da, 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 da fascinat exact. asta și mă simt super atrasă de el, adică îl vreau pentru că toată lumea îl vrea și el se simte atras de mine pentru că uite fata aia cu minte care e tot timpul misterioasă și așa mai departe, la început există atracție între tipul ăsta de persoane dar pe termen nu ce o să se întâmple eu o să mă simt tot timpul abandonată <laughs> Pentru că el are nevoie să-și exercite extrovertarea, să zic așa, adică are nevoie de atenție de oameni în jur, de oameni cu care să socializeze în permanență, să fie în continuare spiritul petrecerii, să zic așa, în centrul atenției și eu am nevoie să petrec cât mai mult cu el, mie îmi place să stau mai mult acasă, să vorbim, să citim, să ne plimbăm noi doi de timp petrecut împreună. Ce o să se întâmplă între noi doi pe termen lung? Eu o să mă simt în permanență abandonată, Lăsată la o parte, nu sunt suficient de bune, deci are nevoie în continuare de atâția oameni în jur, ce nu pot să-i ofer eu. Și el o să simte că eu îl trag în jos, că îi pun piedică, că nu-i dau voie să fie cum își dorește el, că îl țin din scurt între ghilimele. Scurt. Eu acum sunt foarte atent la ce spui, voiam să te întreb, tu vorbești de un tip de cazuistică care este cum ar veni o constantă la, un, la tipurile de cupluri care există și cu care tu te-ai întâlnit în activitatea ta sau este doar un exemplu? Nu, e doar, e doar un exemplu. Uh -huh. Adică la ce trebuie să fim atenți în momentul în care hotărâm să intrăm într-o relație care implică mai mult decât uh, sex o relație care implică responsabilitate, responsabilitate. și așteptări da, da, a, corect. corect a. Da. de asta zic că de aici vin dezamăgirile pentru că noi de la început ne îndrăgostim și credem fără să comunicăm că celălalt o să fie sufletul nostru pereche că ne potrivim din priviri, știi? Că ne înțelegem din priviri. Dar noi dacă nu comunicăm ce ne dorim pe termen lung, care sunt țelurile noastre, unde vrem să ajungem, cum care e idealul nostru de relație, ce ne dorim de la o relație? Ajungem să fim dezamăgiți pentru că eu cu tine nu comunic și ne așteptăm ca cumva să ne îndeplinim nevoile unul la altuia. Cel puțin statistic, femeile sunt mult mai emoționale, iar bărbații mult mai raționali. Da, și zic și de ce. Eu cred că bărbații au un handicap într-o relație bărbat femeie prin aceea că. Voi, dacă vreți să aveți acces la rațiunea noastră care este de -o logică elementară, este atât de simplu. Noi să avem acces să la, la emoționalitatea, emotivit nu emotivitatea, la, la, la nostru emoțional, emoțional, da, foarte corect spus. Este un labirint în care intri și, zău nu mai știi pe unde să ieși, și ce Dumnezeu s-a întâmplat și de unde a venit asta, și băi. Pff. Da, uite, hai să începem cu motivele pentru care am ajuns să fim așa noi ca oameni de-a lungul dezvoltării noastre. Să ne gândim, la început, în, nu știu frage de pruncie, să zic așa. Bărbatul era cel care se ducea la vânătoare, da? El trebuia să omoare, să uh, apere, să fie stâlpul familiei, habar n-am. Trebuie să fac asta și acum. Da, și acum. Dar cu atât mai mult atunci nu trebuia să fie atât de conectat la emoțiile lui. Gândește-te că venea, era un război, da? Și vine dușmanul și îți dă cu securea în cap și te gândești, mamă săracul, avea și el copii acasă, știi, emoțional, mă, avea copii, o avea și el familie, nu pot să-l omor, știi, la modul ăsta, adică cum să-i fac rău? Așa ar fi o femeie, știi? Adică, mamă, o avea și el o mamă, un tată, un frate, o soră și nu prea-ți vine dacă ești conectat la emoțional. Dacă ești conectat la rațional, zici, bă, trebuie să-l omor, asta vine peste mine, mă cotropește familia. Știi? Adică, nu mai tai emoțiile sau duze de la rădăcină, nu mai există, tu ești pe rațional ce trebuie să fac ca să-mi fie bine. Adică, să supraviețuiesc. Da, da? să supraviețuiesc, să supraviețuiască urmașii. Adică, trebuie să fii conectat la rațional, nu prea ai voie să te implici în uh, emoțional. Așa. Femeile, pe de altă parte, ele trebuie să stea acasă, să aibă grijă de copil. Copilul, când e mic, are nevoie de atenție, adică el nu vorbește în, prime, în primul an, da? Și trebuie să fii conectată enorm de mult la ce e el ca și ființă emoțional. Trebuie să știi de ce plânge, când plânge, să-l simți, ca să zic Acolo așa. Acolo e ceva mai complicat. Vrei, nu vrei, ești conectată. Da, e, da, e, da, da. Sunt niște studii care arată că dacă copilul nou, nou născut, mă rog, în primele luni de viață, a făcut într-o noapte temperatură, așa. laptele tău din sân se schimbă și e anti, e, pro, da, anti produce anticorpii necesare ca Bursă. fătul să-și să, să revină, da. Păi vezi, asta zic, adică noi trebuie să fim atât de conectate la emoțional, tocmai pentru că pentru asta am fost făcute, să creștem, să educăm. Și de asta e discrepanța asta atât de mare între felul în care e un bărbat construit și felul în care e o femeie construită. Dar acum, în societatea în care suntem în zilele noastre, putem cumva să lucrăm la asta, adică bărbații pot să mai ajungă în emoțional lucrând de asta și femeile pot să treacă din emoțional în rațional cumva în ziua în care, în zilele noastre, e mai ușor să facem trecerea asta, dar încă nu e la modul ăla în care să ne înțelegem perfect unii pe alții, fără a lucra. Să înțeleg că de asta asistăm noi cumva la efeminarea bărbaților. E plin orașul de băieți cu gleznele asta... goale. Poate ei să vă înțeleagă mai bine decât noi nu, nu nu, peste nu, 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 Chiar nu am, am, observat fenomenul, îl știu. Dar cred că e tot din vina mamelor cumva, știi? Adică pentru că și Băieții, bărbații, între ghilimele spus, au fost crescuți de niște femei, nu? Și cred că contează mult cum i au crescut, nu știu. Adică nu pot să-mi explic atât de mult fenomenul ăsta de feminare a bărbaților și nici nu cred că e bun pe termen lung. Adică nu văd ca un bărbat de genul să-mi ofere mie uh, protecție. Bine, noi mai o nevoie de protecția pe care o aveau femeile înainte. Dar totuși să sănătos să știi că da, plaudica, da, da, bineînțeles. E bărbatul ăla lângă tine, știi, și... Na. Da. Băiatul cu gleznele goale. Da, nu, nu, pe termen nu nu cred că o să facă bine societății genul acesta de efeminare. Nu, clar, nu. Dar... Uh, cam care ar fi bărbatul sau prototipul bărbatului uh, care uh, Hai să zicem, să atragă o femeie care e cu toate țiglele pe casă în ziua de astăzi. Adică, trebuie să aibă un job stabil, trebuie să aibă o mașină, trebuie să, aibă, să reușească să aibă grijă de curul lui, în primul rând, și că dacă reușește să aibă grijă de curul lui, e mai simplu și cu cei din jur, și mai, mai mult decât atât bănuiesc că trebuie să-i fie bine cu el însuși. Sau... Da, adică trebuie să fie un bărbat care să inspire siguranță, în primul rând, și încredere în propria persoană. Adică, să știu că nu trebuie să-i port eu de grijă. <laughs> adică să fie un bărbat care are încredere în el, care e stabil din punct de vedere emoțional, să nu fluctueze. Adică astăzi te vreau, mâine nu te mai vreau, stai că nu știu ce-mi doresc astăzi, de fapt mâine parcă vreau. E așa să nu fie, să mă bagi în ceață mai mult decât sunt. Și cumva în el să găsesc siguranța aceea, stâlpul, ca să zic. Și că femeia este mult mai... Femeia e ca apa, așa să zic, da? adică ea fluctuează, e o energie care curge. Și bărbatul, masculinitatea trebuie să fie o energie care să țină energia asta, știi? Adică bărbatul trebuie să fie un fel de pământ în care apa să se integreze, știi, să 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 poată crea ceva împreună. Pentru că dacă și el e în energie feminină, cum sunt bărbații, băieții ăștia din ziua de astăzi, și eu sunt în energie feminină, o să puteți vorbiți de inele și de O să da, o să fim o să reușim să construim ceva pe termen lung, o să fim nu știu, două amestecuri acolo care nu, nu dau un rezultat final bun. Pe când, dacă bărbatul e... Nu stânca, să nu zic așa stânca, dar bărbatul e pe energie care... Um, nu știu cum să explic. zim puțin, Silviu, că ești bărbat. E o energie mult mai rațională, așa e pe ea... Pe pragmatic. Da da, mm -hmm. da, 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 da. Face lucrurile concrete mm -hmm. cât Pragmatismul pragmat. bărbatului, da, da, e important. Da. Așa da. este. Și de asta zic că femeia e mult mai așa lină, ți-am exact ca apa, ea curge, știi, nu e facem așa, așa, nu are un plan stabil, ea doar își dorește ceva, dar nu știe exact cum să ajungă acolo, știi? Și bărbatul vine și îi dă, îi dă direcția. Cam așa e, cam așa văd eu bărbatul, așa ar trebui să fie bărbatul din punctul meu de vedere, să-mi dea o direcție. Am tot soiul de prieteni și am un prieten care prin anii 80, da? 90, avea calitatea de hoț de buzunare. Okay. Și uh, avea și un principiu extraordinar care m-a surprins într-un mod foarte plăcut. Niciodată nu fura de la femei. Pentru că femeile țineau casa, doar dacă aveau aur pe ele, atunci erau curve. Și le fura. Dar există acest principiu vechi de când lumea că femeile țin casa. Și, chiar și uh, prietenii mei moldoveni de săptămâna trecută mi-au explicat că după ce s-a destrămat Uniunea Sovietică în Republica Moldova, de pildă, oamenii nu prea și-au mai găsit locul pentru că au trebuit să schimbe joburile, toată demența socială care s-a întâmplat să, să poasă să ajungă iar la stadiul de supraviețuire decent, adică ce făceau până atunci ca activitate, peste noapte n-au mai reușit să facă și atunci au trebuit să se reprofileze, ceea ce a fost destul de complicat pentru majoritatea populației trecută peste 40 de ani. Și au intrat în depresii. Ei bine, tot femeile cu sacoșe au, au, au reușit să ducă povestea mai departe cu familie și cu copii. Ele au fost cele care au ținut până la urmă și bărbatul. Uh. Și treaba este că trebuie să iei femeia, da? Mm -hmm. Sau odată ce ai luat femeia și ai pus-o într-o casă, ea mai devreme sau mai târziu începe să se desfășoare acolo okay. și, să și să și așeze toate lucrurile mm -hmm. și să, să, să dea o ordine, ceea ce basically nu este puțin lucru. Îmi dădea un exemplu foarte bun, tot așa o persoană cu care mai, mai lucrez, lucrez eu și îmi zicea exact ce mi-ai zis tu, că bărbatul trebuie să-i ofere o casă, mediul în care ea să se desfășoare iar ea, din casa respectivă, vine și face acasă. Adică, exact cum ai zis de tu, trebuie să facă spus, din fără... casă, acasă. Că fără femeie, casa e doar o casă, știi? Adică ești casă. Și când vine și ea, faceți împreună acasă. Adică, ea e cea care, exact cum ai zis tu, îi dă aerul ăla de acasă. Și, cumva, din ce mi-ai zis tu, da, ai dreptate. Adică, eu, gândindu-mă la familia mea și la familiile prietenilor mei din copilărie, îmi amintesc că mama ține acasă. Adică, tata aducea banii, dar mama ținea acasă. bani erau la ea cumva, știi? Adică era un, un, din asta, un cont comun. Deși mama era casnică, pentru că ea ne îngrijea pe noi. Având trei copii, așa era situația. Dar în ziua de astăzi, în zilele noastre, acum, generațiile noastre, nu prea mai e așa. Pentru că femeia cumva e și ea independentă. Femeia lucrează, bărbatul lucrează, știi? Adică amândoi lucrează. Și nu știu care mai ține casa acum. Probabil și de asta e atât de mare rata divorțurilor, pentru că cumva nu mai știm care e ne, ne e rolul în familie. Cumva am ajuns așa să nu mai știm, eu sunt bărbatul, tu ești femeia, energiile noastre care și cum sunt, masculină, feminină, exact ce vorbeam, știi? Și probabil de asta suntem într-o oarecare criză, cumva, pentru că nimeni nu mai știe exact care e ro rolul lui în familie. Înainte știai, da, bărbatul e bărbat, el aduce bani în casă, femeia e femeie, ține casă, exact cum ai zis tu, mama e educă, are grijă, face mâncare. El vânează, ține, Da, el vânează, vine, aduce materialul pe care ea să lucreze, știi exact așa e. Acum, amândoi vânează. <laughs> amândoi vânează cariere, amândoi vânează uh, casă, mașină și așa mai departe, lucruri materiale. Și nu prea mai știm care și cum suntem. Dar cred că pe parcurs o să ajungem așa la un numitor comun. Probabil suntem într-un într stadiu de ăsta de, de adaptare. Noi vorbim aici ca și cum ar fi cazul ideal, familia clasică. Da, Știi? Deci sunt de acord cu familia clasică, cum era înainte, dar nu sunt atât de acord, pentru că în familia clasică ce se... Deci să nu mă înțelegi că sunt feministă nu, sau ceva, dar în familia clasică bărbatul aducea bani, știi, venea cu partea materială și femeia automat devenea dependentă de bărbat. Dacă el pleca sau își găsea pe alta sau pur și simplu nu-i mai convenea ceva, ea trebuia să se supună lucru care nu mi se pare atât de ok. Pentru că ambii suntem ființe libere, independente. Nu ne-am născut pe planeta asta, pe Pământ, să fim dependenți unii de alții, să trăim așa într-o codependență. Adică e ok să fim liberi, să avem le, propriile noastre alegeri, dar când tu ești dependentă de el, e foarte greu să mai alegi ce -ți ți-e bine, ce-ți face bine. Că poate astăzi nu mai are chef de tine, poate mâine... De asta cred că era atât de mult și viol, atât de multă și violență în familiile... Tradițional. Tradiționale. Tradiționale, mm -hmm. da. Pentru că fiind dependentă de el, nu prea puteai atât de mult să pui picior în prax, zici mie nu-mi place. Pentru că ok, pleci, dar unde pleci? Că neavând o situație financiară care să te poată scoate din treaba asta, nu prea ai unde să pleci. Eu acum probabil voi generaliza un pic. Așa. Într-un în păcatul generalizării, dar o să spun așa, nu cred în povestea poveste asta cu feminismul neam. Nici eu, nu, nici eu nu uh, Și vorbit. cred că bărbatul e ăla care trebuie să facă pana la mașină și să repare priza în casă, Amin. că e treaba de bărbat, <laughs> da, adică da. Na, da. Poate și o femeie, da, cu siguranță că poate, da, pe bune, e treaba de bărbat. Da. Și plus că sunt niște joburi exclusive pentru bărbați, sunt oamenii care lucrează pe poduri sus, da, da. la înălțime și care fac niște reparații acolo. Ok, nu. poți să vezi și o femeie, dar e un caz la cât, la o mie de bărbați. Nu, dar cred că cel mai bine este să ne înțelegem și să ne găsim fiecare rolul nostru în societate, pentru că doar așa ar funcționa lucrurile. Niciodată nu se poate o femeie să facă, cum mai zis, tu joburile alea de bărbați și... Nu știu, e cam greu să ne schimbăm rolurile unul cu altul. Adică bărbatul trebuie să fie bărbat, femeia trebuie să fie femeie și împreună. Adică nu poți să ai noapte fără zi, știi? Sau lună fără soare sau Aer fără, nu știu, plămâni. Și o să generalizez în continuare, și cred că problema asta cu feminismul și cu masculinitatea toxică și așa mai departe, basically, nici eu, da, îmi o tâmpenie casa, dar cred că vine totuși din niște probleme de familie în care persoanele respective, femeile respective, fete fiind, chiar cred că au avut niște probleme cu vreun tată care era. da? Da, e foarte importantă relația cu tații. Da, pentru că ce se întâmplă înainte, acum nu mai din nou zic că nu mai, datorită societății în care trăim astăzi și cum s-au reglat lucrurile pe parcurs, nu mai suntem la același nivel. Dar, în familia tradițională, cum ai zis și tu, tatăl nu prea era prezent în în educație. Era pe ogor, da. da. E, exact, era pe ogor sau undeva la muncă și nu prea era prezent în educația copilor. Și fetele cumva au avut de suferit din asta, pentru că nu mai aveau modelul ăla de mascul, știi, nu mai aveau figura paternă. În fine, și ce se întâmplă? În momentul în care crești. Dai modelul sau alegeți bărbatul după modelul pe care l-ai și dacă modelul pe care l-ai avut tu a fost un tată absent, care nu s-a implicat atât de mult în educația ta, nu ai știut exact ce e, era doar cineva care venea acasă seara sau un weekend când îl mai vedeai pe acolo, nu prea știi ce să alegi, ce bărbat să alegi, ce, să, ce înseamnă un bărbat. Iar acum lucrurile se mai reglează pentru că tații din zilele noastre sunt mult mai implicați în educația copiilor, lucru care este pf, enorm de important, mai ales pentru fete. Și la băieți ce s-a întâmplat? Mama era aia care era acasă, de asta zic că au ajuns atât de efeminați, pentru că mama era cea care era acasă tot timpul. Și mama ce face? El neavând, de fapt și pe bărbații a afectat în aceeași măsură lipsa figurii paterne. Tatăl nefiind atât de implicat, tu ai doar pe mama. Mama e aia care te ocrotește, te înfofolește, uh, puneți fesul, fularo. fularul. Compătimesc e, femeile. Uh, care ajung să intre în relații cu bărbați care mai mult sau mai puțin conștient plâng după sânul mamei. Exact, da, 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 pentru că neavând figura paternă care să fie impregnată în creșterea, în educația ta, adică tatăl, ăla, tatăl figura puternică, omul care face, cucerește, luptă, știi, adică care duce luptele pentru familia sa, între ghilimele spus, tu nu ai decât ca model pe mama. Mama e grijulie, în energie feminină, cum ți-am zis, și ea automat normal ca tu să iei din energia ei, pentru că neavând energia masculină ca și model, nu ai la ce să te raportezi. Și cumva cam așa crești generația asta de bărbați feminați. Ei săraci nu au nimic, dar pur și simplu le, lipsești, le lipsesc figurile paterne care să fie modele, știi? Pentru viața lor. Adică să aibă, ăsta e modelul de bărbat, asta înseamnă un bărbat. Dar tu când nu-l ai... Da ori a ajuns, ori am observat eu mai târziu, ori cumva treaba asta cu bărbatul e feminat a, a ajuns e mult spus efeminat, dar care a, 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 a începe să ia cât mai multe de la femei a ajuns și în fashion foarte mult adică da, ce, pentru că ce se întâmplă a fost o traumă socială cumva care a dus la, ca familiile să nu mai funcționeze împreună și care a la genul ăsta de comportament pe care unii se chinuie să-l aducă la... Nu știu cum să spun, normalitate, să pare și vă normal. Băi nu e normal. Nu e normal, nu e normal, pentru că, din nou, distrugi ce înseamnă masculin în societate. Adică și nu mai ce te raportezi ca fiind, nu știu eu, asociez masculinitatea cu putere, cu siguranță, cu direcție, cum ți-am zis. Și dacă ai o societate lipsită de lucrurile acestea, ai o societate de, nu știu, de fluturași, de ce vrei tu, dar nu mai mascul nu sunt, știi. Știi, este o glumă pe care am citit-o cu ceva vreme pe Times New Roman, care ea globează mai multe probleme sociale, inclusiv asta. Spunea așa, găsești un instalator bun uh -huh. la 200 de fotografi și 400 de disjockey. Înțelegi? Adică, da, da. băi, un bărbat Restul sunt niște băieți care se joacă Cu niște butonașe Unul, unul e la care își bagă Își îndeplinește până la capăt datoria de bărbat Presupunând să rezolvi ceva aia din casă până la urmă da, dar eu nu știu, poate că e o criză așa, dar oricum mă gândesc că în viitor o să se regleze cumva, pentru că nu poți să ai atâta lipsă, atât de mare lipsă de testosteron. Cumva tot o să trebuiască să se uh, echilibreze balanța, adică nu poți să ai doar estrogen, știi, ai nevoie și de testosteron și. Nu trebuie să fie nici masculi la modul ăla și tot să taie să spânzure, bărbații ia, te dau cu capul de pereți și nu știu. Adică testosteron la cote maximă, dar să uh -huh. fie, adică să fie o balanță, un echilibru cumva, așa. Ce voiam să te mai întreb Ajungem în lumea asta modernă În care trăim cu toții Unde te uiți în jur Așa. Sau cel puțin Oamenii din jurul meu Sunt foarte Presupune foarte puține cupluri Funcționabile Restul, majoritatea sunt oameni singuri Sau cupluri care nu prea funcționează Sau care sunt majoritatea trecuți prin ceea ce se numește, ca a devenit la modă, relație toxică. Oh, și despre relațiile toxice putem vorbi. Dar, Dar ce presupune asta? Dar asta e tot din uh, cauză. Personal, am întâlnit femei manipulatoare, am întâlnit femei care mi s-au părut cumplit de rele, mult mai rele decât am cunoscut vreodată vreun bărbat, că un bărbat poate fi. Adică de o ticăloșie fără margini. Pentru a-și atinge țelurile sau. Nici măcar dacă. Nu știu dacă avea un țel anume. Pur și simplu bucuria de a da. de a lovi partenerul a, -a. și, și al răni, a. da, conferă mare, mare satisfacție. Dar asta este o problemă pe care o am, nu știu, oameni. Cred că și la bărbați și la femei. Eu am văzut-o mult mai puternică, poate și pentru că e mai puțin rațională la femei și mai emoțională? Uh, cred că sunt luptele astea de putere, când fiecare vrea să domine în cuplu, să-l domine pe celălalt, pentru că în momentul în care îl domini pe celălalt, ai senzația că deții eu controlul asupra cuplului și asupra ce ți se întâmplă pe termen lung, dar e total greșit, pentru că nu faci ce se întâmplă. În momentul în care ții pe cineva așa sub control, omul respectiv nu o să vrea decât să iasă din bula aia, să se evadeze asta nu e bine pe termen lung și nu-ți face bine nici ție să fii tot timpul cea care dă cu biciu, pentru că nu știu, intri în energie masculină și nu-ți mai găsești rolul tău de femeie, de a crea, de a face să fie frumos în jurul tău. Și da, e o luptă de putere, dar cumva oamenii ăștia, ți-am zis, nu au avut modele pe care să le urmeze în familie. Adică dacă tu în familie ai văzut la fel că mama ea aia de dă din gură când vine tactul acasă după 10 seara, el a mețit pentru că s-a săturat să o audă pe asta dând din gură în continuu. Mai bea și o bere cu băieții. Da, ne? mai bea și el o bere că acolo nu-l bate nimeni la cap și poate că e și cineva care să-l înțeleagă. Pentru că tu dacă ai venit acasă după ce că ai muncit, nu știu, toată săptămâna de nu mai poți, te duci și tu vineri să te relaxezi, zici, Bă, bea și o bere cu băieții, mă duc acasă mai relaxat. Și când ai ajuns acasă, tronc, iese cu tigaia. <laughs> Unde ai fost, de ce, ce, ce scândal, da. da, da, da. Pe când dacă femeia ar și ar zice uite, bravo, ai muncit toată săptămâna, ai meritat și tu berea asta cu băieți, uite ce mă bucur, ți-am pregătit o masă caldă, hai să cinăm, chestii de genul, știi? Adică înțelegătoare cu iubire, totul ar fi un echilibru, adică ar fi mult mai frumos și poate data viitoare nici nu mai simte nevoie să se ducă la bere cu băieții pentru că vine acasă și îl înțelegi tu. Adică are cu cine să poartă discuțiile despre cât de grea a fost săptămâna și cât a trebuit să muncească el ca tu să ai ce pune pe masă, știi? Eu de asta zic că cumva în momentul în care suntem noi acum, E bine că muncim amândoi pentru că ne înțelegem. Nu mai e doar el, adică în momentul în care muncea doar unul și unul era acasă, era foarte mare discrepanța asta. Unul muncea și nu mai putea obosea pe partea parte, celălalt muncea acasă că era cu copii, cu curăține și erau epuizați ambii în ambele părți și nu nu, au, nu ajungeau la numitorul ăsta comun. Tu nu mă înțelegi, eu nu, mă, eu nu te înțeleg. Știi? Era tot timpul lupta asta de putere. De asta erau atât de mulți. Bine, și acum mai beau bărbații, dar în trecut. Oh. Când, nu, dar în trecut era cu atât mai mult, adică chiar era o regulă ca bărbații când ieșeau de la muncă, nu știu, toți tații din lumea asta, cred că din lumea asta din România cel puțin, ieșeau la la o băută cu băieții, nu știu, așa era. Nu cred că era născut în anii '80, dar îți spun eu la apaca unde era uh, era angajat preponderent femei. Așa. În ziua de salariu, toți soților și colegii de viață, concubin, cum se spune. În ziua de salariu le așteptau la fabrică pentru că erau bandă băut. Doamne, uite da. vezi. Deci lucrurile funcționau și așa. Da. Și să ne gândim de ce simțeau nevoie bărbații să bea cu bărbații. Ei nu simțeau nevoie atât de mult să bea cu bărbații, ci să se conecteze la ceilalți masculi. Adică pur și simplu era... Gândește-te în trecut când mergeau ei la vânat împreună. Mergeau toți, se strângeau clan acolo și plecau bărbații la vânătoare. Era mediul acela în care puteai să-ți exerciți masculinitatea, testosteron, să faci lucruri băiețești, bărbătești. Acum nu mai ai așa multe activități de genul ăsta, doar dacă ești la fotbal cu băieții, nu și aveți activități de astea. Te contrazic, am un prieten care fix în, hai să zicem, cred că e mult spus criza de 40 de ani, dar ceva pe acolo, adică nu acea criză care neapărat uh, se reduce la sex, niciun caz nu despre asta voiam să vorbesc, uh, s-a apucat și a construit și a muncit, cred, vreo șase luni și a făcut un caiac care până la urmă stătea și pe apă și ținea și direcția, că asta era marea performanță, știi? Mm -hmm. Un altul și-a construit singura casă o imprimantă 3D, mă rog, singur, cu niște băieți, chestii de-astea de băiețeală. Pui, Zic. Alții se duc și fac vin acolo. Este o poezie cu totul, că e treabă de grijă la detaliu, de la cum l-ai pus pe arac până când ai colestru. Da da, 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 da. E chestia asta, nevoia de a te conecta cu ceilalți masculi și de a face lucruri specifice, specifice masculine, știi? Adică cât stai, nu știu, ce, ce poți să faci? Stai acasă toată ziua cu familia, cu copiii, da, dar ai și tu nevoie. Cum și femeile au nevoie să se întâlnească cu alte femei și să vorbească, să discute, pentru că femeile sunt mult mai conectate, cum am și zis, la, emo la emoțional și au nevoie să împărtășească toate trăirile lor, tot ce au trăit. Că li s-a îmbolnăvit copilul, că au fost promovate, că și-au făcut unghiile. Adică vorbesc despre tot felul de banalități. Lor nu li se par banalități, dar să le, le povestesc eu prietenului meu, adică ar fi, mamă, de ce trebuie să o ascult pe asta? Adică n-am altă treabă pe lumea asta? Și când te duci și povestești unei prietene și are aceleași activități comune și îi se par wow. De asta zic că bărbații trebuie să se întâlnească cu bărbații să facă lucruri specifice lor, și femeile să se întâlnească cu femeile să facă lucruri specifice lor, și apoi să se întâlnească ca să aibă măcar ce povesti din ce au făcut, știi? Adică, dacă stăm tot timpul nas, în nas, bot în bot, mi-e foarte greu să mai găsesc subiecte care să se mi se pară wow, știi? Adică e. Aici mi se pare cumva și datoria bărbatului. Printre multele sau cele câteva datorii pe care un bărbat trebuie să-și le asume, trebuie să-și asume și datoria de a mai fi fermăcător, cel puțin din când în când. Ok, trage ca cabou toată ziua, ok, trebuie să repare chiuveta, băi, da, trebuie să, rep... da. Da, trebuie să, asta e și la bărbați și la femei, niciodată nu trebuie să ne oprim din a încerca să ne cucerim partenerul. Cred că acolo se rupe filmul, în momentul în care știi că e al Te-ai dă... pe oreche, da. Da, 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 și numai, pentru că noi în principiu de ce ne îndrăgostim, de ce făcea celălalt pentru noi la început, nu? De felul în care încerca să ne cucerească ne scotea la nu știu ce restaurant, ne povestea de nu știu ce film pe care l-a văzut și, cu care, și, pe care ar să-l vedem împreună, că e nemai pomenit. Încerca să facă tot ce stătea în putință pentru a părea extraordinar în ochii noștri, a părea special. Și în momentul în care trece faza de îndrăgosteală, mă, l-am cucerit, am cucerit nu mai are sens să-mi bat capul. Dar noi de asta ne îndrăgostim, de cum era el la început și dacă asta dispare, cumva se duce așa încet, încet și relația la vale. Și e foarte important să nu uiți ca întotdeauna să încerci să-i recâștigi atenția celuilalt, să-l recâștigi, să-l recucerești. Este... Constat că vorbim de 46 de minute, vorbim împreună și adesea cuvântul care ți-a venit pe, pe buze a fost echilibru. Echilibru, da. 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 E o chestie la care te raportezi foarte tare. Cum recunoști o persoană toxică? Persoana care te descurajează, persoana care îți vorbește urât, persoana care... Uh, nu este atentă. Pe de-o parte, pe de altă parte, cred că și ce definește un bărbat, da, este și superficialitatea lui. bărbat. este mai superficial un pic, ceea ce nu presupune că este toxic neapărat, doar pentru că este superficial. Adică, întotdeauna este treabă de nuanțe și de context. Uh, superficial în sensul că ei nu dau atât de mare importanță tuturor trăirilor pe care le au femeile, știi, cum ai zis și tu, ei nu sunt atât de mult conectați la emoțional. Și o criză din asta, când tu pur și simplu te apuci de plâns că el nu ți-a dat atenție, lui se pare, mamă, ce-am făcut, ce-a pățit, de unde a apucat-o, știi? El da, nu... mai ai pierdut și stauă, da, 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 exact, 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 da. Și echilibru, ce presupune echilibru? Hai să ne gândim. O luăm întâi cu echilibru, apoi cu toxicitatea, ca să o luăm în ordine, da? Ce înseamnă echilibru? Aș prefera invers. A, invers? Okay, nu, 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 glumeam, glumeam, vorbeam ca ordine. Întâi toxicitatea, păr mă la echilibru. Okay, Dar înseamnă... nu, tu vorbește, ține vor... țineți firul. Eu... Dar e mai bună, e mai bună direcția Bun. pe care e dat -o okay. <laughs> okay. Cum recunoști o persoană toxică, da? Țin să menționez că orice relație, mai devreme sau mai târziu, e posibil să treacă printr-un fragment de ăsta de toxicitate. Dar e important ce se întâmplă. Rămânem acolo sau facem să trecem acest, această etapă, să depășim această etapă. Și cum recunoști o persoană toxică? Persoana toxică e aia care, doamne, deci orice ai face pe lumea asta, de exemplu, oricât încerc eu să te fac, să înțelegi că te iubesc, că te apreciez, că te vreau, că vreau să fiu cu tine, niciodată nu o să fie mulțumită. adică n-ai făcut suficient, nu m-ai iubit suficient, nu mi ofer suficientă atenție, mereu ești cu gândul în altă parte, adică tot timpul vine cu lamentări la adresa ta, niciodată nu e mulțumită. Și asta de unde vine? Dintr-o lipsă de iubire de sine. Pentru că eu de ce am nevoie ca tu să-mi faci atât de multe complimente? De ce am nevoie să primesc atât de multă iubire de la tine? Că la urma urmei mă iubesc și eu, sau cel puțin așa ar trebui, nu? Ar trebui să mă iubesc. Așa eu, ar fi și... sănătos, așa da? Așa ar fi sănătos, da. Să mă iubesc eu, să știu cine sunt eu ca persoană și abia după să încep să împărtășesc din ce sunt eu ca persoană, din iubirea pe care eu am, să o împart cu tine, nu? Dacă eu doar o cer de la tine, ce fac? Te sec pe tine de toată energia, de toată iubirea pe care o ai pentru mine și la un moment dat o să zici da, mai lasă-mă că n-am de unde să-ți mai dau. Mai e o treabă care mă scoate din minți. Sub aspectul sincerității uh -huh. spun cele mai mărtică roșii. Dă-mi un exemplu. Exemplu, îți spun o chestie cumplită pe care eu spun că o, o, o cred despre tine, care nu este neapărat adevărată, dar ce o spun, acoperindu-mi ticăloșia de aspect de ambalajul sincerității. Eu am fost sincer, am crezut asta despre tine. Asta mi se pare o ticăloșie fără margini, care de obicei vine la pachet cu jumătăți de adevăr. Cred că vine la pachet cu un întreg de adevăr. Ok. <laughs> Pentru că nu are sens să spui cuiva ceva răutăcios dacă tu nu chiar consideri. dar ce se întâmplă? Trebuie să ne gândim așa persoana cu care interacționăm este oglinda noastră, da? Hai să-ți dau un exemplu. Eu am niște cearcăne oribile, da? Adică am niște, nu cam, dar zic așa, mă imaginez că am Eu ce... am, eu ok. Hai să mă ia pe mine. Zic așa, am niște cearcăne de... N-am dormit zile la rând, nu știu. Și mă uit în oglindă și încerc să șterg uh, din oglindă, să le fac să dispară. În schimb, ce ar trebui să fac? Nu, o să șterg o mie de ani în oglinda aia, că nu o să șteargă niciun cearcăn. Ar trebui să am grijă de mine, să mă duc să dorm, să mă odihnesc, să-mi pun niște castraveți pe ochi, habar n-am ce consider eu că trebuie să fac ca să-mi revin, da? Exact asta facem și noi. Mă uit la tine, tu ești reflexia mea în oglindă, eu în interiorul meu am și eu aceleași răutăți, adică ce văd în tine am și eu în mine, că altfel n-ar avea cum să, n-aș avea cum să le identific în tine dacă eu nu le-aș cunoaște deja, da? Și te văd pe tine și zic, a, păi ce, ești un, nu știu, un papă lapte. Cumva în interiorul meu eu mă consider așa deja, dar simt nevoia să -ți zic că tu ești Tocmai pentru că tu ești reflexia mea în oglindă, adică le identific în tine, dar le am și eu în mine și încerc să te schimb pe tine în speranța că eu nu o să mă mai văd pe mine în tine. Nu înțelegi ce zici? Ba da, ba da. <laughs> Cred că m-am ba, ba da, mă gândeam dacă să am sun femeie castratoare, de fapt. Că există și această există, tipologie da. de Ide De femei. Întrebarea e, de ce stai cu un om de care ție nu-ți place, în ideea că o să-l schimbi, dar de ce nu l-ai luat cum îți place de la început? Adică. Dacă tot l-ai luat, nu ți-a plăcut de el și te gândești că... Nu știu, probabil că afli că sub ambalajul la frumos mare lucru nu e. Okay. Sau nimic cu care tu să rezonezi sau să mai rezonezi. Păi în cazul ăsta, de ce trebuie să arunci cu răutăți? Pur și simplu zici, mă, uite, nu cred că funcționăm noi doi ca și cuplu. Facem ceva din punctul ăsta de vedere, încercăm să lucrăm, să găsim lucruri pe care le avem în comun pe termen lung sau ne vedem fiecare frumos de viața noastră, de ce să ne complicăm atât când știm că nu ne facem bine. Adică, ca să ce eu îți arunc cu răutăți, tu mi arunci cu răutăți, mai mult ne, ne încărcăm unii pe alții și, la urma urmei, nu plecăm decât cu niște răni mai grave decât le aveam în momentul în care am intrat în relație. Orice. Este absolut corect ce spui. Este un exemplu. Este stand-up comedianul Costel, Așa. care avea o poveste la un moment dat. Aia mi s-a părut fantastică. <coughs> Încerca să citească dintr-o carte, da? Era un cuvânt foarte complicat de pronunțat. El îl el explica foarte, foarte interesant. Știi, când citești, nu neapărat cu voce tare, când citești în gând, există acea voce pe care o auzi care citești, citești Da? Ok. Bândură. E, acea voce îi, îi bâlbăia un cuvânt acolo. <laughs> Și cumva atunci a spus-o tare, soția lui l-a auzit. L-a corectat, whatever Treaba e că două zile mai târziu s-au certat, au avut o certă în familie și după ce i-a spus câte în lună și în stele, i-a aruncat toate lăturile în cap, la sfârșit a spus și mai e și analfabet. Înțelegi? <laughs> <laughs> Pornind fix de la, de la povestea asta. Adică s-a întâmplat o, o chestie într-o viață de cuplu, oarecare, un, un detaliu oarecare, dar pe care ea ca femeie, a avut grijă să și-l bage într-un buzunar ca să-l folosească contondent yeah. la un moment dat, ceea ce mi se pare complicate ființe sunteți, că bărbații nu sunt așa. Nu, dar nici toate femeile nu sunt așa. Femeile inteligente, emoționale, cel puțin, nu sunt așa, pentru că hai să ne gândim. De ce Într-o într ceartă, simți nevoia să te atac pe tine. Pentru că în felul ăsta eu sunt mai sus decât tine, da? Și poți să te controlez. Tu nu ai dreptate, eu am dreptate, tu trebuie să mă asculți ca relația asta să funcționeze. Deci am vagă senzație că dețin controlul, da? Ce adevărul suprem, da? Ce adevărul suprem. Uh -huh. Dar în momentul în care eu te fac pe tine, să te simți mic și neimportant, câștigă cineva din relația asta. Adică eu am ceva de câștigat pe termen lung, nu am. Pentru că relația este despre a fi. Împreună de a ne face unul pe celălalt să ne simțim iubiți, apreciați, și acceptați. Și în momentul în care eu mă cer cu tine, tu am senzația că ești prost, idiot, cum vreau eu să fi, da? Eu sunt aia deșteaptă, dar relația în sine pierde, pentru că tu nu o să mă mai vezi pe mine cu aceeași ochi cu care mă vedeai la început. Omul ăla care e lângă tine, orice ar fi, și care te susține și care te vede ca fiind cel mai important și mai special om de pe planetă, da? Dacă tu nu mă mai vezi. Eu eu am senzația că tu nu mă mai vezi așa, care e sensul meu de a mai fi în această relație? Adică, ca să ce? Să mă castrez dacă sunt bărbat, să mă, nu știu, să dai cu mine de pereți? Pentru că noi cu toții căutăm să ne conectăm, da? Avem nevoie de cineva la care să ne conectăm și cum poți tu să te conectezi la cineva care te înjosește? Oricât ai vrea, oricum, pe termen lung nu poți. Și în momentul în care tu, da, deții controlul pe moment, dar pe termen lung relația o să aibă de pierdut, adică nimeni nu câștigă în urma unei, unei, unui scandal, unui conflict din asta între două persoane din cuplu. Și de aceea e important în momentul în care ne certăm să ne abținem pe cât putem din a căuta să-l atacăm pe celălalt, pentru că pe termen lung nu face bine nimănui. Și ambii avem de pierdut, adică relația pierde, relația în sine ca și întreg pierde. Eu am senzația că câștig acum pe moment, dar relația pierde pe termen lung. De aceea nu, am nu am mai avut, cred, de foarte mult timp o discuție cu o femeie, am avut o suită de discuții cu femeile, nu am mai avut de foarte mult timp o discuție cu o femeie care să se raporteze la uh, o relație ca la o investiție pe termen lung, cumva dacă vrei și România mi se pare că funcționează sau autoritățile statului, guvern și așa mai departe. Nimeni nu mai vede lucrurile mai departe da, de botul lucru. mașinii, adică nici măcar nu vedem unde bat farurile, știi? Să te raportezi la o relație ca la o investiție și ca la o treabă pe termen lung, care nu vorbesc de o investiție financiară, ci la o investiție cu totul de viață mm -hmm. și de timp, că până la urmă despre asta e vorba. Da, nu e puțin lucru, cred că e sănătos așa. Păi, ok, dar dacă nu ne gândim la relație pe termen lung, nu putem decât să avem așa un fel de pseudo relații, nu știu, rămânem fac friends, am fost să zic. Da, asta. da, da, bineînțeles. Așa și rămânem la stadiul ăsta, dar dacă persoana din fața mea este o persoană care îmi place, cu care vreau să construiesc pe termen lung, e normal să mă raportez la relație în sine ca la o investiție pe termen lung, pentru că poate eu Atât de mult îl iubesc pe omul ăsta și atât de mult mă regăsesc în el sau îmi doresc să mă regăsesc în el și peste ani încât îmi doresc să facă relația asta să funcționeze. Noi ce facem? Noi ne gândim în momentul în care intrăm în relație că eu dau jumătate, eu dau 50%, tu dai 50%, da? Adică eu vin cu jumătate din ce ține de... mine. mă omoră procentele astea în relație, da, zic, da, da. Asta zic. Dar dacă eu vin cu 50%, până la 50% aștept să vină de la tine, nu? Și tot timpul o să fiu într-o milogeală din asta. Dăm iubire, dăm atenție, ofer mea. Dar dacă eu ofer 100% din potențialul meu și tu oferi 100% din potențialul tău. Avem deja 200%. Avem la asta. deja 200% și nu o să mai avem nevoie. Tu ai dat, eu am dat, ce ai făcut tu, nu mă iubești, iubește și așa mai departe. O să fie tot timpul pe echilibru, cum zic eu. Treaba asta cu procentele mă omoră psihic. Am auzit o poveste de curând, da, în care o ia, îi explica lui, Că mai, în momentul ăsta mai are șansă undeva la vreo 40%. Păi și m-am întrebat, odată m-am întrebat, ai rotunjit? <laughs> Doi, cum Dumnezeu calculezi în procente? Că adică da, e nu. ca la o test grillă la care trebuie să bifezi chestii de care eu habar n-am în calitate de mascul? Nu înțeleg cum funcționează treaba ai, asta. nu, cred că... <laughs> Chiar e foarte amuzant ce ai zis. Nu știu, depinde ce a făcut persoana respectivă, nu știu, a făcut ceva grav sau de ce au ajuns la concluzia că mai are 40%, ce a făcut? Și mai este? Da, nu știu. Da, nu, adică Ai, nu am înțeles, ca... deci 40% e prea puțin. Nu, nu, nu. Mm. Cum te, adică cum, zici eu cum te raportezi, adică nu știu, calculează greșelile în procente și nu, chiar nu știu, nu. Ok, am crezut că doar eu sunt depășit <laughs> și că femeia o femeie înțelege de fapt ce a vrut să spună. Sau poate, dacă ne gândim, uite, să ne gândim așa la uh, investițiile în relație, să zic, da, ai investit, nu știu, uh, mai scos în oraș în seara asta, ai uh, 5 puncte, da? 5% bonus. Uh -huh. mâine ai făcut, uh, nu știu, ai dus gunoiul, mai ai 5%. Pe sistemul sau. recompensei ca da, la câini, da da, 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 nu știu, la asta mă gândesc. Și ai 100%, da? Și din noi, așa, 100%, nu știu, ai făcut o greșeală mare, habar n-am, ce ai făcut. Ai uitat copilul, ai, ai făcut ceva, nu știu, greșit. Este. Și din e emisiune tine. liberă, da, și putem să vorbim despre orice. Tot așa, aveam o discuție la un moment dat cu o doamnă care mi-a o chestie care de asemenea mi-a dat ecrane albastre. Mi-a zis așa. Ipotetic vorbind, putem să ne întâlnim și să facem amor profund carnal. O dată. Okay. Putem să facem asta și a doua oară. Dacă facem asta și a treia oară, Așa. eu, femeia, voi presupune, zice ea, că deja avem o relație <laughs> care ne facem mai mult decât fac banii. <clears throat> și abia atunci când noi doi vom avea o relație și vom fi mai mult decât fac buddy pentru că. Eu voi considera că avem o relație ceea ce te oblig pe tine, îți pun ție masculule pe umeri să-ți asumi dracului treaba asta, okay. abia atunci primești blowjob. Până atunci oh. nu. Și am zis, băi, bă, e pe sistemul recompensei ca la câine, adică treburile astea n-ar trebui să vină de la sine da, da, și da, da, trebuie să-ți da. le calculezi într-o grilă și de ce Dumnezeu funcționează așa, în procente și în grile la care o palida mea rațiune nu are acces nici cum. Nu știu, aici chiar mai dai pe mine pe spate, adică nu știam că oamenii calculează la modul ăsta, nu, n-am mai întâlnit, sincer zic, n-am mai întâlnit până acum. Nici eu. Dar, da, eu ar... okay, nu Ok, probleme peste 40 de ani, am spus. Nu, dar mă gândesc că trebuie stabilit de comun acord, băi, când intrăm, stai, cum îți dai seama de fapt că intri într-o relație, că, adică trebuie să ne asumăm, că abia apoi, Adică nu facem chestii pe care le simțim. Adică mie îmi place de tine, ție îți place de mine. Hai să ne simțim. Hai să ne vedem da? și a doua oră, da, da și, a și a treia oră și okay. vedem ce se întâmplă. da. Dacă e ok, dacă ne avem compatibilitate din punctul ăsta de vedere sexual, dacă tu nu ai soț, eu nu am soț sau știi, adică să fie mai multe din astea așa, da, ok. Avem o relație, da să stăm să calculăm ce facem când suntem într-o relație și când nu și ok. Bănuiesc că sunt niște așteptări, na, acum to toată lumea are tot soiul de așteptări care mai de care mai unele de-a dreptul suprarealiste dar... Da, dar tocmai asta e ideea, că nu trebuie să intri într-o relație uite chiar așa e, Știi că bărbații intră în relații gândindu-se că ele nu să se schimbe niciodată, nu? Adică că o să rămână așa ca la începutul relației pentru tot restul vieții. Și femeile intră în relații gândindu-se că lasă că îl schimb eu pe parcurs. Îl iau așa cum e, dar schimbă pe parcurs și ajunge la varianta pe care o vreau eu. Tocmai asta e premisa... Patul lui Procust. Da, asta mm -hmm. e exact. E premisa greșită cu care noi intrăm în relații. Ai, ai că... luat un lemn și l-ai făcut marionetă da, ca pe chinuc. Da. tu ce vrei. Dar ideea sănătoasă de a intra într-o relație este în felul următor. Îl văd pe omul ăsta, așa este, intru pe premiza că exact așa cum este nu o să se schimbe niciodată, da? Dacă el așa cum este acum, îmi place pe termen lung și cred că pot să uh, construiesc cu el pe termen lung, ok, e Dar dacă îl e în ideea că poate îl schimb, că poate îl modelez, că poate fi, că, că o drege, nu. Ce e asta? Adică e, nu știu, un credit la bancă? No. Măi, Hai să luăm acest exemplu ipotetic. El a dat-o de gard, da? Ok. Ceva a făcut. Hai să nu spunem, ajungem și la înșelat, da? Ajungem și acolo. Dar n-a făcut asta. A, a dat-o de gard nasol, nu știu, a uitat de mărțișor, sau a uitat de aniversare. De aniversarea sau. Ei. Da, da, de, de astea. Ok. Uh, știu că femeile în general, cred că mai puțin decât bărbații, nu acceptă nici cum dacă le-ai confundat numele este ai dat-o de gard cred grav. Că și la bărbații același lucru, adică cred că nimeni nu acceptă asta pentru că. <fums> da, tine. ok. Maybe. Că depinde stadiul în care ești, știi? adică stadiul relației sau relației, între ghilimele spus, de câte ori v-ați întâlnit, dacă la prima <fums> întâlnire mi-ai zis pe alt nume, mă, nu te, na, nu interpretezi greșit, că ai mai fi fost și tu cu alții în trecut, știi? sau eu cu alt, invers, înțelegi? Adică, cum, poate ai avut un fost cu care stai 5 ani, acum e dubios să nu-ți vină să-i zici pe nume, știi? N-ar trebui să... Dar dacă suntem de 3 ani împreună și mi-ai zis pe alt nume, adică, what? Dar ce Dumnezeu trebuie să facă să vă împace? Lasă asta cu numele așa, în general. Nu, dar nu e mare lucru de făcut, adică e mare lucru. Ideea este să... Să nu te aștepți să revină la sentimentele pe care le avea înainte de întâmplarea respectivă, peste noapte. Trebuie să ai răbdare. Să ai răbdare și să determinare. determinare, dar să faci persoana respectivă să se simtă în siguranță. Adică să nu-i dai senzația că o să repeți greșeala, dacă e ceva grav, nu și o ai înșelat sau ceva de genul, că o să repeți asta și pe termen lung. Să faci din nou să se simtă în siguranță și să te înarmezi cu răbdare, pentru că da, odată ce ai rănit pe cineva, nu o să se întâmple să revină la normal peste noapte, pentru că probabil a suferit o traumă acolo și durează până o integrează, până își dă seama exact ce i s-a întâmplat și cum să treacă peste. Adică nu te aștepta. Asta e greșeala pe care o facem mulți. Dacă înșelăm și celălalt a aflat, pur și simplu, probabil pentru că ne este rușine, în primul rând, față de partener, că a aflat ce am făcut, noi ne așteptăm să-i treacă așa peste noapte, adică în secunda 2, gata, să nu-ți mai amintească și când îți amintește că, te -a înșel că ai înșelat. Și peste 10 ani. Da, da, da. da. Și altă greșeală este să-i amintești și peste 10 ani că a făcut asta. V-ați certat atunci, ok, ne certăm, acum stabilim, hai să ne certăm. Mă, cât crezi că o să dureze? Ne certăm o lună, da? O lună ne certăm în fiecare zi pe tema asta, ok. După ce s-a terminat luna asta, gata, punem punct. O zi, o săptămână, cât vrei tu, am zis o lună ca să exagerez să înțelegi. Mm -hmm. După ce am încheiat stadiul ăsta, ok, ne-am certat, ne-am dat cu capul de perețe, am ajuns la o concluzie, punem punct. După ce am pus punct aici nu mai zici și mâine și poi mâine. Gata, am încheiat asta, cu cuiem cutiuța și o aruncăm în mare, o lăsăm acolo, știi? Nu te întorci la ea de fiecare dată când tu... da ea nu recidivează by default, pe de o parte. Pe de altă parte, trauma asta vine la pachet și cu uh, pierderea încrederii. Încrederea e cum e, este ca o oglindă odată ce s-a spart... O înlocuiești că... Da, dar eu ce zic? În primul rând, tu trebuie să ai încredere în tine ca ființă. Și să devii atât de, nu știu cum să zic, Responsabil. Responsabil față de tine, încât să știi că nu ești dependent de altcineva. El ea poate să-și ia deciziile lui. E o ființă liberă, cu gândire proprie, nu ține de mine ceea ce face el, da? Adică eu dau tot ce ține de mine, să ne fie bine în relație, să ne completăm, să ne satisfacem nevoile și așa mai departe. Datoria noastră este să comunicăm în momentul în care avem anumite așteptări, anumite dorințe. De exemplu, nu mai există atracție, nu mai există conexiune, hai să lucrăm, să vedem cum facem să fie din nou, să fie din nou ca la început sau și mai departe. Dar dacă noi nu comunicăm și ne așteptăm ca celălalt să înțeleagă, nu știu, după ce, că eu nu -ți zic că nu mă mai simt atrasă de tine sau că mi-aș dori să mai fie ca la început. Și mă aștept ca tu să știi, dar tu de unde să știi dacă poate tu le ai paletare nu te gândești la ce mă gândesc eu, nu? Și eu ce fac? Nu mai e ca la început, mă duc și caut în altă parte, mi iau ce am nevoie de acolo, din nou uh, varietatea aia de care am nevoie, noutatea și vin înapoi în relație și zic, a, ce bine e. <laughs> Știi că erau uh, tot, cred, de anii 80 vorbesc, că uh, în satele de prin țară, Așa. lumea încă se mai ducea la biserică în weekend, bănuiesc că și acum. Merge. Da, atunci uh, te mai certa preotul pe tine, bărbat, că ai prea curvit cu vecina când tu aveai soția și okay. copii acasă și oamenii mai lăsau capul în pământ un pic. Lucrurile astea nu mai, nu mai există acum. Da, da, eu cred că există. Adică, cred că există la fiecare din noi. Adică mă gândesc... Gândește-te cum te-ai simțit tu în momentul în care ai ști că persoana pe care o iubești e rănită de acțiunile tale. Dacă tu iubești persoana din fața ta, mm -hmm. adică felul în care te face să te simți știind că tu ești cauza suferinței ei. Adică nu trebuie să zică niciun preot încât să. pur și simplu doar faptul că știe că ai rănit-o, cred că e suficient pentru tine și pentru starea ta interioară. Da, ar răspund ar eu. <laughs> Am înțeles, da. Mă gândesc că. Nu e. Foarte simplu să fii nici masculul care a, a dat-o de gard sau femeia care a dat-o de gard. Cred că dacă ești femeia care a dat-o, așa zis, de gard, da. este și mai complicat un pic, pentru că pot să înțeleg puseurile feministe la momentul la care femeile sunt supuse, cum să spun, judecății publice când înșeală mult mai grav decât bărbații prea mai e așa. Dar Pentru înainte că era chimic, da. chimic, cumva, bărbații sunt mai predispuși vânători fiind, da. dacă nu sunt agricultori, vânători, vânători da, au, funcționează altfel. Și datorită testosteronului, uh -huh. bărbații au mai multă nevoie de actul sexual în sine, mai mult nevoie de actul sexual în sine, dar tu ca femeie ar trebui să știi asta, adică e bărbatul de lângă tine, dacă tu nu știi, cine să știe? Vorba aia, nu știu dacă pot să zic, dacă nu îl Poți să zic tu, ți-l fute alta, știi? Mm -hmm. okay. Adică e cumva, nu știu, mi se pare că intră, nu zic în, în datoririle tale. Deci că în... așa exact așa se spune și la bărbați. Da, nu, mm -hmm. adică e normal, adică e, e omul de lângă tine, nu e normal să vrei să-i fie bine o dată și doi să, să cunoști foarte bine care sunt necesitățile exact. inclusiv ale sexuale, dar nu nu vorbim numai despre alea, ci da. tot soiul de, de confirmări, de, de, confirmări de, și așa de, mai de de departe de, pe care exact, oamenii exact, le exact, au. Exact, exact, da. Cu da. toții le avem, basically, mai devreme mai târziu. Eu personal sunt unul din aia atât de orgolios că n-am nevoie de absolut nimeni să-mi explice absolut nimic. Dar, și eu, că în momentul în care îmi vine cineva și îmi explică că ce i-a plăcut că am făcut aia și aia, zic da, bineînțeles, pentru că, da, am făcut-o eu. <laughs> și că nici nu avea cum să fie altfel. Da, dar... Pe de-o parte, pe de altă parte, uh, e plăcut când vine, știi? O confirmare. O confirmare. Yeah, yeah, da, e, e, da, e rewarding. Da, dar tocmai, uite, în relație, pe termen lung, nu ți-ar face bine chestia asta, pentru că dacă ea nu știe ce-ți place, cum îți place, când îți place, nu are de unde să satisfacă-ți nevoia asta pe, pe care tu nici n-ai comunicat-o. Pe când dacă, Eu de asta zic că relația e un parteneriat, nu? Uhum. Sau cel puțin așa ar trebui să fie. Adică, ambii parteneri să știe ce-i face bine celuilalt, că de asta suntem împreună. Dacă nu, nu mai suntem împreună și ne căutăm în altă parte ce avem nevoie. Dar dacă eu intru în relație pe premiza asta că eu vreau să fac să-ți fie bine, tu vrei să-mi faci să fie bine, să-mi fie bine. E normal ca eu să vreau să știu ce-ți place, cum îți place, ce nu-ți place. Adică tot ce ține de tine să te cunosc. Dacă nici eu nu te cunosc, atunci cine? Știi, la modul ăsta. Există nu puține cupluri care după un număr de ani de stat împreună recurg la tot soiul de jocuri sexuale mm -hmm. care încep să depășească numărul de doi în pat. Ori mai cheamă de obicei o femeie. Ori uh, sunt acele cupluri de swinger care da, se e tot... întâlnesc în tot soiul de locuri și își rezolvă toate cele uh, profund carnale. Care sunt motoarele care dau drumul la... Cred că e aceeași. Dorințele astea. Aceeași de. Ajungem la o vârstă, nu am experimentat ce era de experimentat. Ne lăcomim, ok. Da. Și nu că ne lăcomim, dar pur și simplu avem senzația că ajungem spre sfârșit, că la un moment dat chiar ajungem spre sfârșit, nu că murim, dar pur și simplu nu mai poți. Adică, efectiv, cred că ajungi la o vârstă în care nu mai. Ok. Da. Și ai senzația că nu le-ai făcut pe toate, că nu le-ai trăit pe toate sau pur și simplu fugi de întrebarea. Asta e, asta e la bărbați sigur, da, este da, și la femei. Da, da. Curiozitatea aceea că nu le-ai făcut pe toate în viața asta și că vrei să le trăiești. Să știi și tu măcar o dată cum e habar, De asta nu poți producă traume, să spunem într-un cuplu da, relativ funcționabil. Noam, nici nu vreau să mă gândesc la ce este de acolo. Ba da. Dar nu cred că asta apare în cuplurile astea care funcționează și care își cunosc nevoile și așa mai departe. Cred că apare mai mult în cuplurile în care uh, nu fac tot ce le trece prin cap împreună. Adică fac sexul ăla pentru că se face, dar nu vorbim niciodată despre ce înseamnă actul sexual. Uh, ce îmi doresc eu de la tine în timpul actului sexual sau ce-ți dorești tu de la mine, unde îmi doresc, cum îmi doresc. Adică nu prea discutăm despre asta și facem sexul ăla clasic pentru că se face. Am înțeles, da, da, ok. Dar de asta zic că comunicarea este, nu știu, motorul unei unei relații. Dacă tu -ți comunici nevoile, celălalt le înțelege și căutați soluții împreună. De asta, din nou, nu trebuie să ne judecăm unul pe celălalt, pentru că suntem împreună, căutăm să ne înțelegem, să vedem tu îți dai seama că masculului din viața ta poate să-i vină temir ce idee năstrușnică cu care trebuie să diluiești cumva, pentru că e soțul, hai, iubitul, păi este, omul exact. care a investit pe termen lung. Exact, păi și ne gândim ok, bine, hai să vedem cum putem rezolva treaba asta, nu? Adică, nu știu ce, vrea să facă sex în 3, în 4, în 5. Ok, hai să ne gândim de unde vine nevoia asta. Tu ce simți la bază? Adică simți nevoia de a face sex pur și simplu să vezi cum e? Sau ai pur și simplu o frică din asta, că ajungi la un moment dat să nu mai poți face și că ai fi vrut și tu să știi cum e. Nu știu dacă știi sau nu, dar pot să-ți confirm. Uh, orice mascul în erecție pe planeta asta Așa. este cel mai uh, ușor controlabil, uh, cel mai ușor controlabilă ființă. Da, pentru da. că are un singur gând și ăla este. Poate da, să da. fie el. Uh, inteligența superioară a acestei planete. Odată ce a avut o erecție, s-a terminat. E atât de simplu. Și ușor manipulabil, incredibil. Păi cumva e normal, pentru că instinctul ăsta de a-ți duce mai departe cum se da. cheamă, ADN-ul și de a transmite mai departe informația genetică. Adică e, e normală. Era la un moment dat pe Discovery un elan care, săracul, s-a împerecheat atât de mult până efectiv a murit de puizare. Adică Asta era instinctul, să te împerechezi, nu mânca, nu bea apă, nu dormea, nimic, doar să te împerecheze, pentru că asta era instinctul de a transmite informația genetică. Și cumva e normal, adică nu găsesc ceva și din comun. Am văzut, cred, acel documentar. Ai, uite. Era cu mai multe animale. Cred că la Elan a fost uh, cel mai fascinant, pentru că, fascinant are termen comparație, în fine, la Elan a fost realmente fascinant, pentru că o zi întreagă a încercat să atragă atenția și s-a frecat cu coarnele de arbuștii aia ca să facă scandal, ca să... A făcut un pipi la un moment dat într-o baltă unde au venit femelele să se așeze. Adică un, întreg ritual. un întreg ritual pentru un act sexual care dura 40 de secunde. Dar asta a făcut o zi întreagă și și-a ales partenera din mai multe și pe una explicau ăștia nu a vrut-o, că era mai urâtă și mai era mai nu știu, da, 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 tot soiul de considerente estetice la elani. La... Așa, și-am mai văzut la broaște mi s-a părut fantastic, broscoiul care o oră că e cel mai tare atrage femelele. Ele, femelele sunt Atrasă de omul, de, de, de mărimea de, de gușii și de, de scandalul pe care îl face. Și era broscoiul șef care atrăgea cât mai multe femele și până la urmă, cea care s-a apropiat cel mai mult, fix în momentul în care cei doi treau să copuleze, a venit un altul, oh. care nu putea să o răcăie atât de tare, că nu avea plămâni și i-a luat gagica -a asta. Și ăsta se învârtea ca prostul pe lângă. Deci mi s-a părut, Dumnezeule, ce lume crudă, iată. Păi vezi, dar Asta e instinctul de împerechere, adică e același la orice specie. Nu, nu poți să faci din, distinție sau să, să nu ții cont de el, pentru că există. Asta e, adică așa suntem făcuți. Delfinii e frumoși pe care i-am văzut noi în Madagascar, așa. ajungem și acolo. <laughs> Delfinii e frumoși știi ce fac? Femelele când nasc, așa. până ajunge puiul la maturitate, ele nu fac sex. Nu fac sex? Nu, ca să aibă grijă de pui. Maturitate cât înseamnă? În Cred că vreo 2 ani. Uh ceva, da. iar atunci masculii, ca să se împerecheze, să se împerecheze totuși cu femela, mai omoară pui. Ah. E o lume foarte crudă acolo. Mamă, de ce îți dai seama? Credeam că devin, trec în partea cea mai Nu, 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 e o lume, e o lume, e cu totul altă lume. Da. Plus gândește-te în ce lume trăiesc ei cu mâncare oriunde, oricum, dar se joacă acolo. Sau cel puțin când i-am văzut noi atunci, da. erau veniseră la împerecheată în Oceanul Indian. Da, în fine. Vezi, în concluzie, nu putem nega existența acestui instinct care e puternic la orice specie, adică nu... nu e mai puternic la o specie decât la alta. Hai existențe. să declanșăm paranoia oamenilor care se uită la noi. Care sunt, semnele, uh, 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 care sunt semnele când îți dai seama că un el sau o ea te înșală? Stă foarte mult pe telefon, în primul rând, sau? Uh, în primul rând, trebuie să. Bine, ok, se produce actul în sine, dar trebuie, când vin în consiliere, să vezi ce a produs la ideea lui de a merge să caute în altă parte, adică ce nu primea în relație, pentru că noi tot timpul zicem că... Uh, căuta sex și sau voia să facă sex și cu altele. Dar nu e adevărat, adică în 99% dacă el nu are o problemă din asta erectilă în care pur și uh -huh. simplu nu așa, nu căuta asta, ci pur și simplu căuta ori noutate, ori nevoia aceea de conexiune pe care nu mai primește, nu mai are în relație de cuplu. Adică, și mergem pe premiza că și bărbații și femeile înșală în mod egal. Pentru că înainte, da, bărbații, pentru bărbații era așa un, un lucru bun să înșelă, da? Adică erai, nu știu. Da, da, masculul care, stal, da, da, care mascul poate. Feroce, și, mm -hmm. și la femei, dacă înșelau, nu știu, acum cred că și așa cum mai e în Arabia, o omoare cu pietre. Adică dacă înșela, era pur și simplu linșată. Nu exista altă care de scăpare. Și cumva ce au făcut? Femeile, de-a lungul timpului, au căutat să mușamalizeze, știi, să șteargă toate urmele. Adică dacă înșela, murea cu ea în pământ, de asta nu mai afla nimeni. Mm -hmm. Tocmai pentru că societatea o punea la zid. Dar în momentul în care suntem noi acum, atât femeile cât și bărbații pot să înșele, liniștiți. Nu sfătuiesc să faceți asta, căutați eu în relație ce vă lipsește, dar ambii, ambele sexe înșală în mod egal, pentru că există libertatea asta. Și ideea este, tu ai întrebat care sunt semnele, da? Mm -hmm. Care sunt semnele? În primul rând, începe, începe să se distanțeze emoțional față de tine. Nu mai vorbiți la fel de mult, nu mai vorbiți la fel de mult pe anumite subiecte care înainte erau de interes public, așa să zic, pentru voi. Stă pe telefon, dar nu că stă pe telefon, Nu e ideea că stă pe telefon în sine, ci în momentul în care tu te uiți, aruncă telefonul, închide telefonul și pur și simplu să nu-l să nu vezi, să-l uh -huh. -ar arunca și în băcio și ar trage apa doar să nu ridice semne de întrebare, la modul ăsta. Apoi, ce se întâmplă? începe să se aranjeze în mod excesiv. Atât ea, cât și el. Dacă ea înșală, gata, deja și-a schimbat culoarea părului, are alte rochi, alt mers, alt ținut, alt, alt aer, altă energie. La fel și la el. Înainte poate nu-i păsa că a făcut un pic de burtică sau din asta. Acum începe să meargă la sală în mod excesiv, excesiv. nu știu, mă, e atent la ce mănâncă, tot felul de chestii de genul ăsta. Și dacă nu le face pentru tine... Sigur, le face pentru a atrage atenția altcuiva. Întrebarea e cui? <laughs> M mă gândesc că totuși cumva trebuie să ai grijă de tine și ca femeie și ca da, bărbat. Da. Dar da. dacă, nu, e normal, da, e perfect normal să ai grijă de tine, e 100% indicat. Ce-ai făcut, că... mă, 10 abdomene azi? Aha, mă Ok, -a dar, -a curve. Dacă persoana respectivă nu ține cont până în momentul ăsta de felul în care arată și tu nu i-ai declanșat ideea că trebuie să arate mai bine pentru tine sau că nu e suficient de bun sau că. Am înțeles, pare suspect. Da, uh -huh. deja devine suspect, adică de unde dorința asta și poate că n-am zis că trebuie să te înșele dacă face asta. Dar ideal e să discutați de ce a ajuns la a face chestia asta tocmai acum. Dacă până acum nu se întâmpla asta, acum de ce, de unde? Adică lucrurile care apar așa peste noapte, până acum nu au fost, nu, nu era loc de ele în relație, nu s-a adus vorba și acum dintr-o dată unul dintre ei începe să le facă. Apare un telefon de muncă și dacă sună e telefonul de la muncă, nu știu, trebuie să plec în delegație mult mai des decât plecam până acum, rămân să dorm la o prietenă, chestii de genul ăsta care până acum nu-ți ridicau semne de întrebare, nu existau și acum apar dintr-o dată. Asta, cam asta e. Adic dacă suntem sinceri cu noi, atât bărbații cât și femeile, știm 100% că suntem înșelați în relația de cuplu. Doar că noi de cele mai multe ori căutăm să ne mințim pentru a nu produce suferința asta, știi? Să te înșeală, gata, nu mai sunt suficient de bun, mă părăsește, nu mai am pe nimeni, am o vârstă, rămân singur și din asta. Pe de altă parte, am, am, să scuz partea masculină aici. La, la, băieți mai e și o treabă de băiețeală. La fete, fetele n-au cum să... Fetele, femeile, uh -huh. întotdeauna se implică și emoțional. La băieți nu e mereu așa. Că nu adică stai... cred că e mai grav totuși când o femeie înșeală decât un, când o face un bărbat. Uh, nu știu să zic, dar din punctul meu de vedere strica femeie, eu nu cred că femeile înșeală neapărat pentru a se conecta emoțional. Da, e ideea asta că el înșală pentru asta, dar pur și simplu dacă ea nu primește suficientă atenție sau nu primește atenție cum și-ar dori, pentru că fiecare avem anumite nevoi, da? Unul are nevoie de mai multă atenție, altul are nevoie să primească mai multe cadouri. Aici vin limbajele iubirii. Fiecare avem nevoie de ceva și dacă partenerul nu știe sau noi nu-i comunicăm care e nevoia asta pe care noi o avem și nici nu o primim, dacă îl iubim o să rămânem în relație respectivă și o să căutăm să suplin suplinim mm -hmm nevoia respectivă din altă parte, dar ne întoarcem în relație. Adică merg, îmi iau apă de la fântână și vin înapoi în relație când sunt gata, știi, nu mai, nu mai e sete. Exact așa. Atât bărbații cât și femeile fac chestia asta. Adică dacă tu, noi suntem într-o relație, da? Și tu niciodată, dar niciodată pe lumea asta nu-mi zici și tu cât de frumoasă sunt. Sau uite ce bine stă rochia asta, sau uite ce corp frumos ai, sau uite ce fund sexy, sau uite... Adică chestii din astea care mie să-mi crească încrederea, stima de sine, da? Cine? Și să nu mă bănuiești că ți-am zis așa doar că să nu te mint. Nu, nu da. da. nu normal, nu. Și vine un coleg, un coleg, apare, apare un coleg de nicăieri, da? Și începe să-mi zică, Doamne, dar ce frumoasă ești, Doamne, dacă de bine stă, Doamne, dar nu știu, da? Știi? Și tot, tot felul de din asta, tu, pe sete fiind, bei orice, știi? Adică dacă tu nu le-ai primit niciodată, dă-mi. Am fost atât de ticălos odată tot așa într-o discuție particulară să-i mărturisesc unei prietene, ok, că șansele să, să faci sex tu ca mascul cu o femeie între 30 și 40 de ani așa. îți cresc foarte mult dacă ai mințit-o, nu neapărat, sau dacă ai spus următoarea frază, nu neapărat să o minți, da? Așa. Dar, posibil să o spui și ca minciună, că te-ai îndrăgostit de ea. Atunci... Pur și simplu, i-ai devenit simpatic într-un fel sau altul, nu mai are aceeași, aceeași respingere față de tine. Eu vorbesc de un, de un da. bărbat cu toți bui acasă sau da. că de cât, înțelegi ce spun, nu, nu vreun stalker, nu vreun obsedat. Da. Unul ca oricare altul, da, hai să zicem un coleg de serviciu căruia dintr-o dată i-a plăcut fundul tău și încearcă cumva să aibă un, un tip de relație cu tine. E, e cu mult mai simplu dacă îți spune, m-am de tine, nu știu ce să fac. E atunci ceva am constatat că în femei se declanșează. Pai, uh să ne gândim la următoarea variantă. Ea e într-o relație sau nu e într-o relație? Chiar dacă este, sau cu atât mai mult dacă este. Păi, fii atent. Dacă ea e într-o relație și în relația respectivă primește tot ce are nevoie, adică are satisfăcute toate nevoile, atenție, siguranță, înțelegere, acceptare, iubire și așa mai departe, tu poți să vii să-i zici câte lună și în stele să fii tu macio, putadore, habar cine vrei tu, că nu o să poți să ajungi la ea. Pentru că gândește-te, dacă ai un balon, care nu e spart pe nicăieri, nu are cum să iasă aerul din el, da? Așa e și o relație. O relație care n-are o gaură, n-are pe unde să intre altă, altă, persoană în relație respectivă. Dacă eu în relația mea am toate nevoile satisfăcute, sunt sigură pe partenerul meu, sunt sigură pe relația pe care o am, tu poți să-mi vii, să-mi fluturi pe aici masculinitatea ta feroce, că eu să zic, da, mă, bine, uite că mai sunt și acolo, du la coadă, știi? La modul ăsta, adică nu o să, pentru că nu rezonează în mine, dar dacă eu am un partener care mă face să niciodată nu mă simt suficient de importantă, niciodată nu sunt suficient de bună, niciodată nu primesc validare din partea lui și vii tu. Devii vulnerabilă, da. da. De uh -huh. vulnerabil. Dar întrebarea e, de ce stai într-o relație cu o persoană care te face să te simți în felul ăsta? <laughs> și ideea e să nu te duci să înșeli, ci pur și simplu să zici de ce simt nevoia să mă atrag, să mă duc spre persoana asta când eu sunt într-o relație? Ce îmi lipsește mie în relația respectivă încât ajung să uh, mă îndrept către altcineva? Asta e întrebarea. De ce simt nevoia să mă duc în altă parte? Ce îmi lipsește aici? Asta tradus într-o ecuație ar fi cam așa. Avem constante, avem variabile și avem epsilon care poate să bușească și constantele și variabilele în condițiile în care nici constantele, nici valabile nu au o bază reală. Da, exact fundația mm -hmm. de care vorbeam noi la început. Mm -hmm. Construiești casa aia frumoasă și așa, dar nu are fundația. Mai devreme sau mai târziu, la primul cutremur, se dărâmă, că nu are pe ce să stea, nu? Dar dacă ai o fundație care permite și să aibă, cum se cheamă, uh, mișcări din astea, știi? Adică rezistă pereții și în momentul în care e cu tremuri. Cum ți-am zis, poți să vii tu să -mi fluturi pe aici câte în lună și în stele? da, ok, te înțeleg, dar eu nu simt la fel. Adică, îmi pare rău. Există masculul alfa și există masculul beta. Okay. există și gamă. fetele în general, femeile mm -hmm. sunt atrase de masculul alfa ceea ce basically mi se pare foarte firesc, nu știu dacă sănătos e cuvântul, dar firesc cu siguranță Dar alfa, hai să definim un pic ce vezi mm -hmm. sau ce reprezintă pentru tine masculul alfa care e masculul alfa? Masculul alfa este ăla care întotdeauna trebuie într-un fel sau altul să, să, fie, să aibă o poziție de conducere în ceea ce faci el și ce, ce întreprinde. Okay. Uh, și zi, este tot timpul într-o competiție în care el trebuie să fie top. Ceea ce, dacă mă întreb, mi se pare foarte sănătos. Mie, ideea de competiție mi se pare foarte sănătoasă. E, e faină ideea de competiție, dar până nu duce la obsesie. Bineînțeles, vorbeam de ma masculii alfa, sunt și ei da. de mai multe tipuri, dar uh, adică ce îi definește este că sunt foarte competitivi. Față de masculi masculii beta care ei întotdeauna așteaptă să să le pice din cer, să, pice din cer, da. să mai da, să mai scarpe. întotdeauna un bad boy, da, este prin definiție cred un mascul alfa care sau poate pica drept un mascul alfa pe Correct. de o parte, pe de altă parte poate să fie și un neterminat pueril, dar care are toate aturile și este și înalt, că femeile apreciază ce peste 1,80 m am văzut. De unde Dumnezeu fascinația asta acum îți zic. a fetelor pentru bad boy? Uh, acum să revenim la bad boy. Ce înseamnă bad boy-ul? Bad boy-ul ăsta e... Mai dă un pumn, mai am văzut. Da, dar... nu Când... mi se pare masculul slab, dacă nu faci sport de performanță. Exact, aici voiam să ajung. Dar ele nu caută neapărat băiatul ăla rău, ci pur și simplu caută să-l transforme pe băiatul ăla rău în băiatul ăla de casă. De ce? Pentru că, dacă ai, da, ți-am zis, se aplică doar la anumite categorii. Contează foarte mult felul în care ai copilărit. Figura maternă și paternă, figurile materne și paterne pe care tu le-ai avut în copilărie. Pentru că dacă tatăl tău în copilărie era bărbatul ăla care te făcea să te simți în siguranță și că orice se întâmplă tata aici și taie și spânzură pentru tine, ție bad boy o, o să-ți se pară un papițoi care nu caută decât așa să iasă în evidență, știi, așa o să atenție, de da. carnaval, da, uh -huh. și o să zici bă, ce e cu ăsta, adică un puțoi din ăsta care, uite și pe el, știi, gen eu dacă îmi vine mie unul din ăsta, zic ce ai pățit, mă băiatule, ce ți e? ce te fluturi așa, mie din potriva bărbații mi se par sigur, ăia care sunt siguri pe ei, nu sunt ăia care sar în față să caute atenție și ăla care stă așa și nu-l mișcă nimic, știi? Adică orice, pentru că el are siguranță în propria persoană și poți să fii tu oricum. Eu știu cine sunt și mulțumesc, nu mă interesează, știi? Adică nu caută să să demonstreze, să dovedească uite-mă cine sunt eu. Pentru că dacă știi cine ești, nu ai toată de multă nevoie să demonstrezi și altora, știi? La modul ăsta. Faci tot soiul. De lucru. Bărbați în general, nu știu mai puțin despre femei, dar bărbați în general, uh, oricât de avansați ar fi ei în tot ceea ce fac, habar n ei e un inginer constructor sau un inginer în nave spațiale sau ce vrei tu, acea doză de, de, de puerilism, nu cred că există cuvântul ăsta, de puerilitate există în fiecare. poveste la un moment dat, aici ai să intru puțin în zona artistică, Johnny Răducanu, unul din cei mai mari jazzmen pe care i-a avut România, el întotdeauna când lua nota aia la pian, el avea în minte o femeie pe care trebuie să o cucerească cu nota aia pe care o lua el ceea și mi s-a părut foarte frumos, știi? Dar era, cum să spun, era cu totul băgat în, în, în treaba asta. E o treabă de un tip de ofensivă, da, asta... a fi mereu cumva în gardă, nu, cumva, tu te refereai aici la ideea de a fi tot timpul cel mai bun în ceea ce faci, nu? Adică tot timpul să. Și nu trebuie să le demonstrezi neapărat celorlalți, cât să-ți demonstrezi ție că poți și mai mult și mai mult și mai da, mult. Da, competiția ating... cu tine da, este cel mai perfecție. complicat lucru, da, da, da. Da, da. eu mă refeream la bărbații care caută să adică ești într un grup de bărbați și el caută să fie moțul, știi? Faci asta. Fac, da, facem da. și asta, chiar dacă suntem... asta încerc să ți explic, chiar dacă suntem foarte buni pe anumite domenii de activitate la care, hai să zicem, facem o rece performanță. Asta, asta nu ne, nu ne scutește de a încerca să atragem atenția <sus> Pe asta zic Persoanelor bărbații. feminine de prin jurul nostru, mai ales când primim atenție nu, sau confirmare. Adică, atât bărbații cât și femeia, ca, femeile caută să atragă atenția persoanelor de sex opus, nu? Adică e. e. basic, cu așa suntem mm -hmm. concepuți, nu avem cum să schimbăm asta. Dar în momentul în care faci lucruri peste limita ta de bun simț sau de nu știu de ce, cum vrei tu să o numești, doar pentru a atrage atenția cuiva, acolo îmi dă cu virgulă, știi? Adică ce din tine rezonează cu nevoia asta? Adică ce nu ți-a spus mama când erai mic? Nu ți-a dat suficientă încredere în tine? Ți-a zis că greșeai ceva, că nu era niciodată suficient de bun? Adică de ce cauți să-mi demonstrezi atât de mult că poți, că ești, că tu ești cel mai, cel mai, cel mai, cel? Pentru că dacă ești, nu trebuie să-mi demonstrezi mie. Ești și atât, punct, taci și faci, știi, la modul ăsta. De ce simți nevoia să-mi arăți atât de mult cine ești? E un soi de self-marketing. Acum, Ana, poate nu ai observat. Și atunci trebuie să dau din coadă să țin mingea pe nas. Ceva trebuie să fac? Da. Păi în cazul ăsta cred că o să cucerești femei tot din aceeași gamă, știi, adică la acela în același mod. Mm -hmm. Ok. Da, da, nu cred că o să cucerești o femeie care e sigură pe ea și știe ce își dorește de la viață, fiind un papițoi care are nevoie de atenție, nu cred. Adică foarte greu cred că o să ajungi acolo. Da, eu cumva încercam să ne băgăm pe toți masculii în aceeași oală și să spunem, bă, oricât de bunși de performanță am fi pe anumite domenii de activitate, basically suntem și niște papițoi care mai cerem atenție de când, când și facem niște, facem niște greșeli și niște gafe absolut da, nejustificabile. Da, da. Zis, asta e, contează foarte mult ce ai primit în, în copilărie. Uh -huh. Dacă ai avut niște părinți care ți-au validat nevoile, care te-au validat pe tine ca și persoană, nu să ai nevoie atât de mult de validarea celor din jur, pentru că tu deja știi cine ești și știi de ce ești capabil. Mie personal mi-a luat câțiva ani să, să ajung la performanța asta și am ajuns să mai, cred că în ultimii 6-7 ani am ajuns Ei, la... Asta zic, contează enorm de mult fundația, adică copilăria, ce ai trăit în copilărie, ce ai primit, informațiile mm -hmm. pe care le-ai primit vis-a-vis -vis de tine ca persoană. Pentru că dacă ai avut niște părinți care, după cum ți-am zis, nu te-au validat, tot timpul Uh, Silviu, nu ai făcut aia bine, Silviu, nu ești suficient de bun, Silviu, uite... Sau fata, chiar dacă am făcut nu mi-au zis nimic. Nu au mm -hmm. zis, da? Corect. Tu în continuu să cauți validare în cei din jur, tocmai pentru că în felul ăsta o să satisfaci nevoia aceea cineva mă place și pe mine, uite, am făcut și eu ceva bun, ca și cum ai schimbat din nou în copilărie toată nevoia aceea pe care tu aveai de confirmare, uite, mami, uite, mami, ce am făcut. Și mami nu vine și îți sparge balonul și zice, oh, Silviu, uite ce balon mișto ai făcut, și adică uite ce avion, uite ce, nu știu ce ai construit, adică îți validează. Pentru că asta e important, copiii, mai ales când sunt mici, ei nu au încredere aia în ei, adică n-au de unde să o ia. Și dacă mami vine și -ți zice că ce prost ești, ce ai aia, adică, hai, mă, ce prostile astea, știi, pur și simplu, ți o taie de la rădăcină, tu, ca și copil, te bagi în carapacea ta. Carapace mm -hmm. și foarte greu să ieși de acolo, da. Și tot timpul o să cauți nevoia asta. Uite-mă, uite-mă, ce fac eu, ce bun sunt, tocmai pentru că n-ai primit, dar lucrează acolo ca să vindeci întâi. Trăim în București, da? trăim în România, trăim pe timp de pace, slavă Domnului, de vreo 70 de ani e liniște aici, a fost mic deranj la Revoluție, dar e liniște, nu sunt războaie și așa mai departe. Treaba e că, în afară de moarte așa. și de niște lucruri mai urâte, statistica ne spune că una din cele mai urâte traume pe care noi le... În, în, timpul vieții. în timpul vieții sunt despărțirile da. Da. și că sunt și cinci pași prin care treci și pe care trebuie să le depășești ca să te vindești de treaba asta la unii durează un an, la unii durează cred câteva luni, la unii am văzut că se întind când zic unii zic indivizi și femei și bărbați se întind pe, pe ani de zile, adică ți-ai luat un prototip și dacă nu se cadrează în prototipul ăla, deja nu e ce trebuie. Și este, o, cum să spun o sursă permanentă de frustrare și nefericire. Păi hai să ne gândim. Ideea este ce faci greșit în momentul în care tu ai ieșit dintr-o relație și suferi chestia asta de spărțire, da? Pentru că sunt unii oameni, cum ai zis tu, îi durează o lună să treacă, da? Două luni, trei luni, un an, ca să treacă complet peste o despărțire. Dar Contează foarte mult ce fac oamenii ăștia față de ce fac cei care duc suferința pe termen lung. Oamenii ăștia probabil sau cel puțin asta cred eu, taie de la rădăcină, ok. Îmi asum faptul că m-am despărțit, îmi iau o perioadă în care să jelesc, între ghilimele relația persoana respectivă, da? Adică cum e când îți moare cineva, da? Asta e o perioadă și pur și simplu jelești persoana respectivă, că tu să înțelegi. E ruptură. E rupt, da, Ruptura provocă rană, exact. traumă, corect să integrezi durerea asta pe care o simți, da? Dar după ce a trecut perioada asta, pur și simplu te rupi. Nu mai spionezi pe Facebook, nu mai sun din când în când, nu-i mai dai mesaje cum e dor de tine, pur și simplu blochezi contul de Facebook, blochezi Instagram-ul, blochezi numărul de telefon, ștergi mesajele, arunci amintirile, cât tu să te curăți, să-ți dai posibilitatea să te vindeci de toată durerea asta pe care ai simțit ok, lasă amintirile acolo, a fost o persoană cu care am trăit asta, asta și asta, m-am bucurat de momentele respective, dar pun punct, mă detașez total și merg mai departe, da? Asta e cel mai sănătos, adică e... Și simplu de făcut, cum de zis, da? Nu, e simplu de zis, dar ideea este să nu te sperii în momentul în care pici din nou în durerea aceea, știi? Adică, ok, ai senzația că ai trecut mai departe și din nou te lovește uh -huh. faptul că nu-l vezi lângă tine sau faptul că mergi pe stradă și vezi un cuplu și tu-ți dai seama că... Um, Acum ceva timp erai și tu împreună cu... Am citit undeva de pildă că unul din cele mai nesănătoase lucruri pe care le fac oamenii în situații de astea este să asculte o piesă muzicală, da, pe un cântec, se... cu care dintr-o dată empatizează foarte tare da. cu situația și suferința lor. E, treaba este că dacă asculti cântecul ăsta de mai mult de trei ori la rând, ai cam pierdut contactul cu realitatea. Asta nu știu să zic științific, dar probabil pe termen lung o să ajungi să asociezi melodia respectivă cu suferința ta și probabil de fiecare dată, dacă tu nu-ți vindeci trauma, de fiecare dată când auzi melodia respectivă, pur și simplu e ca un switch. E o ancoră, ancor, da. da. E o ancoră la suferință, corect. Și ce mai fac oamenii care nu trec peste despărțiri? Rămân agățați și din punct de vedere energetic de fostul partener. Adică păstrează tot timpul contactul cu el îl spionează pe Facebook se, cu cine ai și ce a făcut, unde s-a dus și pur și simplu își activează, reactivează suferința în continuu. Pe când pur și simplu tu dacă blochezi persoana respectivă, nu mai ai contact la toate informațiile ce țin de el. Dar nu te mănâncă curiozitatea la un moment dat, n ce o mai face. Ok, dar vrei să suferi sau vrei să-ți fie bine? Asta e întrebarea. Bă, poate că, că vrei să știi că persoana respectivă e bine și sănătoasă. Păi, și că, Ok, na. o să verific dacă e bine și sănătoasă după ce m-am vindecat eu. Uh -huh, okay. Adică nu stau în momentul ăsta eu sufăr, da? Sufăr după tine, nu, nu știu, sunt în pragul degradării, da? Uh -huh. Realizez asta și încerc să merg mai departe. Te blochez pe tot ce ține de. De rețele de socializare, număr de telefon, orice știu că poate să mă ducă. Să nu te la mai tine, văd nenorocit. Exact, da. Cât pur și simplu să integrez eu toată asta și să nu mă întorc de fiecare dată la suferința pe care mi-ai provocat-o. Și după ce m-am vindecat, știu că mi-e bine fără tine, ok, mă întorc să văd ce mai faci. Mă mai uit pe Facebook, ok, e bine, sănătoasă, la revedere. Dacă simt momentul în care mă uit, că din nou mi se reactivează ceva, bloc din nou și merg mai departe. Adică nu mă duc. E ca și cum aș fi masochistă și tot mă înjunghi în mână, mă înjunghi prin lume. Adică așa, pur și simplu, ca să, ca să ce? Știu, eu n-am crezut până la 40 și ceva de ani că un bărbat poate fi prieten cu o femeie. A. Nu am crezut asta. Mi se părea de-a dreptul imposibil și nu neapărat că suspectam femeile, dar aveam pretenția că mă cunosc pe mine suficient de bine cât să știu că dacă uh, mă apropii cumva de vreo femeie, basically vreau să o aduc la mine în pat, ceea ce da. mi se părea de un firesc uh, păi an. Cumva ăsta e instinctul, ce puțin, ok, dar eu cu tine intru într-o relație de-asta de prietenie. Da? Pe de altă parte, da, după 40 de ani am reușit să mi-atrag în jurul meu niște femei care sunt surorile pe care nu le-am avut niciodată, ceea ce mi se pare absolut fantastic uh, din două puncte de vedere. Odată calitatea relații de prietenie care odată este mai presus de orice îndoială Așa. și permite să ne spunem absolut orice, ceea ce este o chestie în care nu intră minciuna, pentru că nu are de ce, Așa. și este, cred, unul dintre cele mai frumoase lucruri care se pot întâmpla într-un bărbaș și o femeie, libertatea absolută să spui absolut orice, inclusiv dacă lucrul ăla, basically te trage în jos și pe care îl vezi dintr-o dată prin niște ochi, la care rațiunea mea nu are acces prin emo... greu cuvânt asta mă omoră psihic e emoționalul femeii, ok? Odată. dată. Doi la mână uh afli tot soiul de informații la care n-ai avut acces până atunci deci mi s-a întâmplat nu odată să fiu în preajma a câtorva femei și să le ascult poveștile care Jesus Christ e din altă lume, n-are legătură ba, cumva are, dar ba, aflu cum funcționează alți bărbați prin jurul meu, aflu tot soiul de povești Dumnezeule mare deci, și la sfârșit, după ce toate cele se, se liniștești, fiecare se duce acasă și își vede de ale lui, că stai să, să te gândești retroactiv la ceea ce tocmai ai auzit și la ce povește în casă, băi, rămâi cu senzația asta, băi, în ce Babilonie trăim de fapt și ce, ce, ce dezordine amoroasă vorba da. scriitorului. Nu, dar fii atent. cum testezi dacă ești mai mult decât prieten sau ai tendința să fii mai mult decât prieten cu cineva? Păi, cred că este simplu. Dacă am cel mai mic gând sau pornire sexuală, na. Ideea e, din punctul meu de vedere, dacă sunteți amândoi beți criță, dar așa moci, și nu, în momentul în care sunteți amândoi atât de beți, nu vă duce niciun gând la a face sex unul cu celălalt, dar sunteți prieteni. Dar dacă în momentul în care sunteți beți, aveți tendința de a face sex unul cu celălalt, dacă există tendința asta, clar nu sunteți prieteni. <laughs> dar contează mult și la ce ne raportăm când zicem prietenie, că poate fi un grad de amiciție, colegialitate și prietenie, care prietenia implică vizite uh, destul de des, și destul de des, telefoane. Și, și momentul mai mult. în care știi că poți să sun la 4 oră, dimineața, da, dar da, da, și nu e nicio problemă. Când ai intrat exact, într-o da. problemă, da, nu e puțin lucru. Cât de și aici te întreb în calitatea de, de femeie. Cât de sănătoasă este așa zisa gelozie într-o relație? Pentru că știu oameni, cel puțin femei, care apreciază și nu numai că apreciază, dar încearcă cumva să-l să mai facă gelos pe masculul de lângă să-l mai uh, pună puțin în gardă sau. Uh... Asta sunt tot jocuri de putere în relațiile de cuplu. Uh, gelozia, din punctul meu de vedere este. Adică, de fapt, nu este. Este ceva cu care ne confruntăm toți mai devreme sau mai târziu, într-un grad sau mai într-un anumit grad. Și e mai mult sau mai puțin în funcție de persoană. Care, în primul rând, vine la un tip de nesiguranță. Și vine din nesiguranță, <coughs> da, exact. O dată personală, doi, Dumnezeu știe ce se întâmplă prin Dar cuplul nou, ăla, da? poate fi indusă de partener. Adică, dacă ai un partener, o parteneră care știi că te a înșelat și știi că. A, e predispusă spre a face chestia asta, spre a flirta în mod deosebit, <coughs> spre a vorbi pe la spatele tău cu altcineva. Adică asta e gelozie indusă și nu e ca și cum ai fi tu paranoia, ci pur și simplu știi că omul ăsta așa e și că tot timpul trebuie să stai în alertă, că e posibil să te Dar de ce fac așa? Pentru că nou ne întoarcem la copilărie. Tot ce ne se întâmplă în viața noastră de zi cu zi de se acord, raportează de la copilărie. Și o să -ți zic imediat și de ce ți explic puțin. Așa. De ce fac asta? Pentru că în copilărie 100% au avut un părinte din ăsta. unul sau ambii părinți, așa, care le-a dat în permanență senzația că nu se pot baza pe el. Adică o mamă care e absentă, un tată care e absent, o persoană care te face unul dintre părinți care îți face ție, îți creează rana aceasta de abandon. Și tu, ținând atât de mult de partenerul ăsta, ai senzația că în sfârșit o să-l faci pe celălalt să se schimbe și să te vadă pe tine așa cum ești ca om, să te accepte și să te aleagă în primul rând. Adică tu, dacă ai o rană de abandon din copilărie, o să te îndrepți spre persoana care e cel mai probabil să te să strezească toate temerile la suprafață, toate suferințele interioare, tocmai în speranța că așa o să le vindeci în sfârșit. Adică o să-l faci pe el sau pe ea să te aleagă pe tine, ceea ce n-au făcut părinții tăi de-a lungul timpului. Pentru că hai să ne gândim, da? Ești primul copil, dau un exemplu mm -hmm. ca să înțelegem. Ești primul copil, primul născut, da? Și pe la vârsta de 5 ani apare un alt frățior, o altă surioară. Tu cent erai centrul, centrul lor, da? Era da, și încep și, să, și, să fii gelos. Da? Și nu că încep să fii gelos, dar pur și simplu nu înțelegi de ce toată atenția pe care ai primit-o până acum s-a transferat dreptat, către, către cel mai mic. Da. Și pur și simplu centrul lumii s-a dat peste cap. nu mai știi exact care e locul tău, cine ești, ce ești. De Bă, ce nu centru? ești ca un, un părinte cu, cu toate țiglele pe casă, nu numai că are grijă să da, să, nu, să, nu, să, să nu simtă copilul. Dar îl și lumea. responsabilizează cumva ca pe frate mai mare, ceea ce cred că nu este cel mai nesănătos lucru. Da, Băi, nesănătos. uite, hai ajută-mă și tu să da, adun da, pe da persoala, da, că da, îl schimb da. eu, da. E foarte important să integrezi copilul mai mare în lumea copilului mic, adică să nu-l faci să se simtă pe din afară, adică mama să nu se preocupe a, în permanență de cel mic, adică să-i dea atenție celui mic, dar să-l implice și pe cel mai mare în toată activitatea asta, adică să nu-l facă să simtă că el nu mai este important și că celălalt a, pre, a preluat toată iubirea mamei. Am înțeles. Da, dar părinții nu prea știu asta, sau cel puțin acum poate mai știu din ei, pentru că au acces la mai multe informații, pot să citească, găsesc informațiile peste tot. Dar când eram noi copii, nu prea știau părinții lucrul acesta și pur și simplu cel mic era transferat fie la bunici, fie mai luat tatăl, tatăl din îndatoriri și mama pur și simplu se preocupa de cel mic. Și e normal ca celui mai mare să-i trezești o rană de abandon care se chinuie să o vindece tot restul vieții. Am asistat la tot soiul de crize de gelozie din partea, nu neapărat, care m-au privit pe mine. Dumnezeule, ce... Da. Dar hai să ne gândim ce e în spatele Câte geloziei. Câte violență, da. Ce e în spatele geloziei, de fapt? E frica, de, a... teama de abandon, teama de a nu fi părăsit, da? Teama de a nu fi suficient de bun. Și nesiguranța asta că nu știi care e locul tău în relația de cuplu, ce sunt eu, ce însemn eu pentru tine ca și persoană. Și ce are de făcut un partener, adică eu dacă tu ești gelos, noi suntem într-o relație, da? Dacă mm -hmm. tu ești gelos, eu nu să te pun la zi să zic, băi, ești un gelos, nu mă înțeleg cu tine, nu mai pot, vreau să ne despărțim, ci pur și simplu mă gândesc, bine, asta dacă... Da, care <laughs> sunt resursurile care m-au adus pe mine da, în situația asta. De ce aia? tu mm -hmm. ești în situația asta? Ori nu ai primit ceva din copilărie, ori eu îți dau senzația că nu pot să fii în siguranță alături de mine, ori tu nu ai încredere în propriile forțe, și tot timpul ai senzația că eu o să te părăsesc pentru cineva mai bun. De asta zic că e foarte importantă concilierea de cuplu, adică noi doi putem fi partenerii perfecți unul pentru celălalt, dar dacă venim cu anumite bagaje din copilărie, acestea nu o să facă decât să ne dăm, să ne ciocnim cap în cap unul cu celălalt și să avem senzația că nu ne potrivim, că nu suntem făcuți unul pentru celălalt, care până la urmă e o doar o aberație, că fiecare e făcut pentru fiecare. Doar că fiecare am crescut într-un anumit mediu cu anumiți părinți, am avut anumite experiențe de viață care ne-au creat să fim ceea ce suntem astăzi. Și dacă ne ducem la bază și începem să ne vindecăm toate rănile noastre din copilărie, tot ce nu am primit sau ce am primit în mod exagerat, o să ajungem să avem niște relații de cuplu echilibrate, echilibrate și frumoase și sănătoase. Pe de o parte, pe de altă parte, jocurile astea, așa zisele jocuri de putere uh, într-o relație de cuplu, nu au și ele rolul lor de. Picanterie? Au, dar atât timp cât rămân la gradul de picanterie, dacă. Hai să ne gândim un puțin la ce te referi mai exact. Adică. Ai o zonă de confort din care ieși adesea. Ok, dar ce presupun jocurile de putere mai exact? Adică până la ce limită le-ai duce? Limita la care. Bă... Da, mi-e greu să-ți dau cu exemple, pentru că am vrut să spun că ar fi, hai să zicem, din ce cunosc, că am cum am văzut cum funcționează limita, de obicei a majorității este de al, al face gelos pe celălalt într-un fel sau altul și al lăsa într-o stare de nesiguranță, pe de-o parte. Pe de-altă parte, da, mergi în limitele alea care, inclusiv sexual, poate să meargă foarte departe, da. s au scris și cărți, e un mare da. succes... Da. Dar nu. Astea sunt relații toxice. Astea, toate jocurile astea mm -hmm. de putere de care zici tu duc în relații toxice. Pentru că nu ai siguranța aceea că poți să te bazezi pe omul de lângă tine. Dacă eu tot timpul. Noi, din nou, iau că suntem într-o relație, da? Dacă eu tot timpul pe tine te fac să simți că există posibilitatea ca, după ce tu întorci privirea în partea cealaltă, eu să plec cu următorul, tu mai poți să simți bine în relația asta. Nu, no, exclus. Păi, asta zic. Relația e cercul, cercul, e mediul acela în care tu să poți să te dezvolți. Eu așa o văd. Dacă o relație e un mediu toxic pentru tine, în care tu nu ești uh, acceptat pentru ceea ce ești tu ca persoană, tot timpul ești criticat, tot timpul ai senzația că nu te afli în siguranță, adică nu poți să te bazezi pe mine, că ți se întâmplă ceva, nu știu. Pur și simplu, mâine poate nu mai ai jobul pe care îl ai sau pur și simplu poate pățești ceva, Doamne ferește, și nu mai poți să fii tu cel mai cel, da? Poate că. Nu știu, da, bea aici intervine ce se numește iubirea. Da, 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 mm -hmm. adică, Și eu, dacă tot timpul am senzația că trebuie să fiu în continuu, în continuu, în continuu, în continuu, cel mai cel mai cel mai cel mai ca tu să stai lângă mine la un moment dat o să ducă la epuizare. Și cum poți tu să fii să te dezvolți într o relație în care te simți în permanență uh, pus în gardă, în alertă tot timpul că ceva o să se întâmple, că ceva. Da, am înțeles, devine obositor. Devine obositor și epuizant până în momentul în care fie zici, stop, eu nu mai pot, relația asta nu e pentru mine, fie pur și simplu renunți și rămâi așa. Ești... Pe de altă parte, în celălalt taler al balanței, ai superficialitatea bărbatului, ok, am cucerit-o, e mea, i-am turnat și un copil doi. Da, și nu mai pleacă nicăieri. Nu mai pleacă nicăieri, primește tot ce are nevoie aici, când vreau eu. Eu de asta zic că relațiile sunt atât de frumoase, dar e important să nu ne culcăm pe o oreche. Tot timpul să lucrăm la ceea ce înseamnă o relație pentru noi, pentru că noi ca oameni ne schimbăm în permanență. Adică eu, Cătălina de acum, nu mai sunt Cătălina de acum 5 ani, pentru că am învățat, am trecut prin anumite experiențe care de-a lungul timpului m-au modelat. Să vezi după 40. Da. Asta e. Exact cum noi ne schimbăm, așa se schimbă și relația. Pentru că relația e formată din doi oameni care sunt în permanență schimbare. Deci, în concluzie, relația e imposibil să rămână aceeași tocmai pentru care noi trebuie să lucrăm la ceea ce înseamnă o relație pentru noi, să lucrăm la comunicare, la ce ne dorim pe termen lung, la cum suntem noi ca oameni, la nevoile noastre, la certuri, la gelozii, la orice, adică orice uh, impediment apare în relație, trebuie să-l tratăm ca atare, adică să nu ne speriem, să nu fugim de el, să nu ne panicăm, gata, nu mai mergem, ne despărțim, ci pur și simplu să zicem, ok, am ajuns în punctul ăsta, ce facem de aici încolo, cum rezolvăm, că asta e parteneriatul, cum trecem împreună peste. Citeam în cu câțiva ani în o carte scrisă de filozoful francez la modă, cred că nu mai e la modă era atunci, Pascal Bruckner, se numea Noua dezordine amoroasă. Așa. Și acolo, la un moment dat, el spunea despre vorbea exclusiv despre sex la un moment dat, și explica că societatea modernă în care ne aflăm. A, a reușit în mare parte să cam dezbrace sexul de tot ce era frumos I'm pe lângă serious. amor, conexiuni și nu știu ce și să-l reducă exclusiv în zona de pornografie. Yeah. Uh, treaba asta cred că se răsfrânge destul de, de tare și asupra cuplurilor. Pentru că ok, cred că predominant bărbații consumă mai multă pornografie decât yeah. femeile sau nu ne ascundem după deget. Și atunci vii cu tot de, de idei care mai de care mai năstruznice, la care nevasta sau concubina sau da, trebuie să abana un moment dat, sau, de... da, sau să se ridice la nivelul așteptărilor. Da. Sau da, ceva cumva trebuie să uh, lupu capar și varza, trebuie să da. da. nu, pornografia e Nu e ok. mi dacă mai avem uh, Pornografia e ok, dacă rămâne la gradul acela de a stimula ca actul nostru sexual în sine să fie unul mai. Adică să fie pur și simplu o chestie, rămânem fără imaginație, hai să vedem ce mai putem face noi doi, unul cu celălalt. Adică să ne inspirăm și de la alții, da? Dacă o ținem la nivelul ăsta, da, e wow. Dar dacă pornografia devine nucleul existenței mele, în momentul ăla, cred că eu am o problemă și cred că ar trebui să lucrez un pic acolo să văd ce, ce nu am primit. Poate că nu mi-a fost integrată partea asta sexuală sau mi-a fost negată când eram mic. Sau poate am niște Idei din asta, nu știu dacă mama, tată, mi-au zis că sexul e murdar, sexul e urât, e posibil ca mintea copilului să se formeze o imagine din aceea că, wow, sexul e acel ceva la care eu nu pot ajunge. Și ce, dacă nu poți ajunge, îți dorești cu atât mai mult să să ajungi acolo. Adică, contează foarte mult cu ce asociezi tu uh, partea asta sexuală. Uh, îți doresc într-o zi să te nimerești cumva. Uh, Sai norocul pe care l-am avut eu de a mă afla printre niște femei, să te afli în, în, între niște bărbați care au depășit, am acest fix, au depășit, peste, au depășit 40 de ani okay. și să particip la discuțiile lor absolut deschise și oneste, care ele se desfășoară și pe raportul de forțe, culmea. Nu vrei să știi ce povești unele foarte urâte, unele foarte sinistre se ascund acolo și în ce termen se, vorbesc, se vorbește despre femei și de ce cred după 40 de ani majoritatea bărbaților mai mult decât sub 40 de ani apreciază formația paraziției. Oh, Înțelegi? Okay. Da, se, se dezvoltă un soi de cinism și un soi de sarcasm la genul la care cam toți dintre noi ne cineva ne am pușcat la un moment dat mai devreme sau mai târziu, inocența în spate. Și când am revenit cu picioarele pe pământ în, în realitatea asta crudă, trebuie să diluim cu tot soiul de situații. Da. Dar nu cred. În principiu cred că oamenii, cum ai zis tu, peste 40 de ani ajung la genul acesta de experiențe. Tocmai pentru că probabil... sarcasm și cinism. Foarte mult. Poate de fapt, sigur, nu și-au permis să trăiască tot ce și-au dorit ei până la vârsta aia. Adică, nu știu, poate că a fost în copilărie mama, a fost tata, apoi a, fost, a intrat într-o relație din asta, pentru că, din nou, nu sunt de acord cu oamenii care intră în relații. Bine, ți s-o fi întâmplat, nu s-o fi întâmplat, dar intri de la 17 ani într-o relație și te căsătorești cu femeia respectivă sau cu bărbatul respectiv, cu iubitul ăla din liceu, ca să zic așa, faceți doi copii și e normal ca la 40 de ani să te trezești, băi, eu n-am experimentat nimic pe lumea asta, adică ce sunt eu? De asta zic că e când ești adolescent, dă-ți voie să greșești, acolo e locul în care tu poți să te joci, acolo e locul în care poți să experimentezi, să faci ce te taie capul, pentru că acolo nu te judecă nimeni. Poți să faci sex în doi, poți să faci sex în trei, poți să faci sex în nu știu cum vrei tu, dă-ți voie să experimentezi, poți să fii împreună, poți să te desparți, poți să ai iubită, poți să ai două, acolo nu te judecă nimeni pentru că e perioada aia în care tu experimentezi, de asta zic, dă-ți voie să experimentezi și e normal să, să ți se întâmple ca la 40 de ani, să simți nevoia aia, să, să faci tot ce n-ai făcut când erai adolescent, că practic asta se întâmplă. Știu povești ale unor oameni între 65 și 75 de ani te-i cu mâinile de cap, ce, ce amantlăc și ce povesteam. da, dar de asta vă arde vouă la vârsta asta? De da! Le da. arde de asta pentru că au trăit într-o lume în care ți-am zis, s-au căsătorit cu prima iubită, pentru că așa era. Oamenii n au mai făcut sex până la o anumită vârstă cu altcineva, pentru că așa era. Și dintr-o dată s-au descoperit, da, da corect. Trebuie mm -hmm. să te redescoperi, pentru că la urma urmei suntem ființe care venim pe lumea asta ca să experimentăm. Trăiri, senzații, emoții, nu? și ai nevoie să le iei pe toate gradual, treptat, să le trăiești pe toate la timpul lor, cum se zice. Foarte mulțumesc că ai venit și aș vrea să mai spui o dată canalul YouTube la care lumea să poată, o să-l punem și noi în prezentare, dar lumea să poată intra din când în când să te urmăresc acolo și să mai asculte un altă. O, canalul nu e foarte complicat, se numește Cătălina Manole. Îl găsiți la un simplu search pe YouTube. Și o poză cu Cătălina din Luceafărul, da? Da. Așa, da. Și nu e, nu e cine știe Și acolo găsiți tot ce ține de relațiile de cuplu, dar absolut tot. De la cum să ne găsim partenerii, unde să ne găsim, la cum să gestionăm crizele de gelozie, certurile, orice intervine în relația noastră de cuplu de zi. Cu Vă să. spun eu, Catalina pune echilibru, <sus> da? <ră> pune niște principii de echilibru pe care dacă le-am respectat, s-ar putea să ne fie puțin mai bine în viața noastră de zi cu zi. Corect. Mulțumesc mult că ai venit. Mulțumesc și eu pentru invitație. Nicotina!